Bună seara, doamnelor și domnilor. Moldova Gaz a solicitat Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică să aprobe noi majorări la prețul pentru gazele naturale. Astfel, compania insistă pe creșterea cu 45% a prețului gazelor livrate spre consumatorii finali și aplicarea unor noi tarife începând cu 1 iulie. Ce măsuri vor întreprinde autoritățile și ce ne așteaptă în viitorul apropiat? Discutăm în această seară cu invitații mei din platou. Este vorba de Viceslav Ioniță, expert economic. Bună seara, domnule Ioniță. Vovc, fost deputat, platforma DA. Bună seara, domnule Vovc. Radu Marian, deputat PAS. Bună seara, domnule Marian. Și Alexandru Petkov, jurnalist și fost deputat. Domnule Petkov, vreau să încep discuția cu dumneavoastră. Dar eu nu sunt de la autorități. Din start. Reprezentat Moldova Gaz. El e acționar la Moldova Gaz. Acționar minoritar, domnule Petkov, îi place să fie prezentat la acționar minoritar și de aia încep și discuția cu dumneavoastră, dar pentru că neapărat trecem și la reprezentantul autorităților. Domnule Petkov, luna trecută prețul a fost majorat deja la 18,62 lei de bani în urma unei solicitări Moldova Gaz. Astăzi, de fapt săptămâna aceasta, vedem că săptămâna trecută s-a venit cu o altă solicitare, 24 de lei și 52 de bani, vă pare un preț? Păi da, haideți de la bun început, ca să nu creadă cineva că, asta cum am spus, că îmi place să fiu reprezentat ca acționar minoritar, să nu creadă cineva că eu acum vorbesc din numele Moldova Gaz? Sau Moldova Gaz, aceste entități extrem de corupte la nivel transnațional. Eu sunt acționar minoritar cu două acțiuni, da? Două acțiuni, și am intrat încolo în acea companie ca jurnalist de investigație, ca să investighez ceea ce se întâmplă și să văd ceea ce se întâmplă din interior. Nu, ca să nu creadă cineva că eu vin încoace să apară tarifele respective. Asta este unul. Doi. Acum o lună de zile eu am fost la dumneavoastră aici în studio, poate puțin o lună, mai mult, puțin de o lună. Și prima persoană care a vorbit despre necesitatea majorării tarifelor era acel care este șeful companiei, Vadim Ceban. Și dânsul aici, în studio, a spus că ei prognozează, conform prognozilor dânșilor, prețul o să fie între 850 până la 900 dolari. Deci sunt cuvintele dânsului. Iată aici, la televiziune. După aceasta, am spus cuvânt în cuvânt, vă spun ceea ce am spus. De unde acest Ceban poate avea prognoze de pe bursă? Și atunci am spus, oamenii care sunt la bursă, care ziua și noaptea sunt acolo, nu cunosc ce va fi mâine. Nu cunosc, pur și simplu. Asta e bursă, domnilor. Asta e, nu poți prognoza. Se întâmplă, cineva iese cu vreo declarație la Kremlin sau cineva iese cu o declarație la Berlin, referitor la gaze, se schimbă imediat prețul. Asta vine aici și zice, dar noi avem, iată așa, poftim și noi prognozăm. Acum, a trecut o lună de zile, dânșii au ieșit, cu solicitare de a majora. Din care cauză? Ce fel de prognoze sunt? Deci noi vorbim acum de calitatea managementului unui întreprinderi de activitate căreia depinde securitatea națională a Republicii Moldova. În întregime. În Republica Moldova, dacă nu cunoaște cumva cineva, totul, inclusiv prețul la apă, ia câte o apă plată aici, totul depinde de prețul la gaz. Exclusiv totul. Nu aveți niciun produs în Republica Moldova de care nu depinde ceva. Și acum, dacă să reieșim din declarațiile acestor mari manageri de la SA Moldova Gaz, noi am trebuit și să ne uităm și la ceea ce dau ei la Andrei. Iată, eu țin aici, la fel cum acum o lună de zile am venit și acum, cu hârtiile care le-au depus dânșii la Andrei. Iată, hârtie din ianuarie, da? Iată, când majorau. Și iată, hârtie de la care vor să majoreze de pe 1 iulie. Iulie, da. Încă o dată, cu termenul din urmă. Cu data din urmă, da? Noi suntem astăzi în 4 iulie. Ziua statelor unite. Iată, poftim. Și aici majorează orice vreți. În scrisoarea, o clipă, în scrisoarea, că este extrem de important, în scrisoarea, dânșii se referă, adică Ceban se referă, pentru că el semnează acolo, se referă la majorarea prețului de achiziție. Ați văzut cumva ceva la majorări de, nu știu, necesitatea majorării nivelului de rentabilitate? Ați văzut ceva de majorare, ceva, sau schimbarea prețului de transport, ceva, nu? N-ați văzut.
tăiat aici, dacă ne uităm, iată, poftim. Plus 30% au dat la rentabilitate. Plus 30%, domnilor. În jumate de an. S-a întâmplat ceva în țară? Ce s-a întâmplat? Nu s-a spus ceva? Nu. Și încă ceva. Dânșii s-au referit la prețul de $880. Pe când același ceban, acum o săptămână de zile, a ieșit cu prețul de 980. De 980. Deci, numai o clipă. Da. Ceea ce ni s-a dat de pe 1 iulie se referă la 880. Asta deja vorbește despre 980. Deci noi trebuie să ne mai așteptăm. Încă o majorare. Păi ăștia mai au dreptul acolo să stea. Eu cred că trebuie să stea la dubă. În special, o mare parte a acestui management. Da, și de dinși ar trebui să se ocupe procurorii, în special. Deci încă nu a fost majorat, dar ne așteptăm și încă la o majorare, da, domnule. Păi eu vă spun, luați scrisoarea, numai o clipă, domnule. Luați scrisoarea, ea este publică, da? A fost publică și la dumneavoastră pe site. Acolo el face referință la prețul de 880 și într-un loc spune, dar o să fie și mai mult pe urmă, da? Deci el aici spune 880 și vrea să majoreze. Și noi o să avem 26 de lei... cât 60 ceva de bani, da? Inclusiv 26 și 52 de bani. Inclusiv 53, pare mi-s totuși. Da. Și asta el vorbește la prețul de achiziție de 880. Și tot el vorbește că o să mai fie și cu $100 mai mult, înseamnă că noi am trebuit să ne așteptăm și la o majorare mai mare. Să vedem decizia în REU. Este foarte important, dar REU se analizează foarte atent ceea ce a venit Moldova Gas, analiză inclusiv și ceea ce spune domnul Petkov. Noi pregătim mecanism de compensare pentru iarnă. Astăzi însuși guvernul a publicat pe particip GovMD proiectul de lege. Deci o să fie 6 categorii de gospodării în funcție de vulnerabilitatea lor energetică și pregătim deja acest concept. Până la sfârșitul lunii iunie o să fie aprobat și oamenii o să cunoască cum pot beneficia de ajutor. La sfârșitul lunii iulie. Da, să fie clar mecanismul. Da, deci noi urmează să votăm în Parlament până la sfârșitul lunii iulie mecanismul de compensare, pentru că o să fie un pic diferit, o să fie în baza cererii. Da. Deci noi iarna trecută am compensat aproximativ 3.500 de lei pe tot sezonul rece, per gospodărie. Au primit bani și anumite gospodării care eventual nu aveau nevoie de așa multe fonduri, trebuie să recunoaștem, da, că foarte mulți oameni care își permiteau au primit cei compensații destul de mari. Acum o să fie un pic diferit, o să ajutăm mai mult pe cei care chiar au nevoie și poate mai puțin. Cât mai mult? Păi haideți că eu nu pot să vă dau acum cifre, dar vă spun că o să fie un pic altfel mecanismul, până la știu, lunii iulie o să fie adoptat și o să fie acordat în baza unei cereri. Da, noi pregătim. Vara, consumul este mic. Iarăși, repet, așteptând decizia în REU-ului, să analizez foarte bine, dar la Moldova Gaz, sigur, important să vedem și rezultatele auditului Curții de Conturi. Până la sfârșitul anului așteptăm Curtea de Conturi în Parlament și atunci o să vedem câteva concluzii preliminare pe modul în care se cheltuie banii acolo. Păi, dar nu are intrare Curtea de Conturi. Nu, e fapt. Ne-am votat legea. Dar ea a intrat în vigoare? Legea mea, care am inițiat-o eu, noi am votat-o, până în noiembrie trebuie să ne prezinte raportul de audit pe investiții și cheltuieli. Voi ați solicitat, prin lege specială. Că ei știu că au votat, eu credeam că se votează legea, că Curtea de Conturi are voie să... Voi ați solicitat, am înțeles. Așa nu-mi place să vorbesc pe știri negative, că lumea ar crede cumva mă asociez cu dânsile, dar situația, într-adevăr, e una foarte neplăcută și am să încerc să explic. Domnul Petkov a sunt pe detalii pe Moldova Gaz. Eu încerc să mă uit la cetățean și ce poate face guvernarea, cât poate ajuta. Haideți să facem construcția în felul următor. Din punct de vedere Moldova Gaz, eu pe dânsii ca de bună credință. Eu ca de bună credință. Domnul Petkov se ocupă. Eu pe Moldova Gaz ca de bună credință. De ce îi spun că avem de rezolvat o problemă și într-adevăr trebuie să o rezolvăm legată de acumularea datoriilor curente. Noi ne-am obligat în fața Gazpromului că nu acumulăm datorii curente. Cum reușim noi să le acumulăm este altă întrebare. Dar noi le acumulăm și noi trebuie să le stângem. Acum au reportat că anul acesta avem peste 700 de milioane, mai avem și de cel vechi. Până ce nu avem un audit al Moldovei Gaz, noi aceste cifre le confirmăm. 1. 2. Noi va trebui să rezolvăm într-un timp oricare datorie istorică. Prețul la gaz, din păcate, este unul destul de ridicat. Și acum suntem între o decizie proastă și una foarte proastă. Una, că nu majorăm tariful.
cât soliște Moldova Gas. Și atunci se acumulează, cum a spus domnul Pietcov, viitoarele creșteri se acumulează și ajungem că în iarnă trebuie să dăm tarif mai mare. Doi, totuși tariful se majorează. Dacă tariful se majorează, noi ajungem la o situație în care, dacă anul trecut, eu întotdeauna spun că dacă ar fi gazul 26 de lei și noi am avea salariul vreo 10.000 de euro fiecare om, cred că lumea n-ar face un scandal. Toți ar sta liniștit. Și de aceea eu folosesc noțiunea accesibilitatea gazului. Ce înseamnă lucrul acesta? Cât metri cub de gaz poate cumpăra un cetățean de pe un salariu mediu? Da? Salariu mediu pe țară. Noi anul trecut am ajuns la maxima istorică, 1700 de metri cub de gaz e un salariu. Acum suntem la 400 și ceva de metri cubi și dacă se aprobă nou tarif, care nu este final, noi ajungem la 300 de metri cubi. Așa, situație proastă în istoria Republicii Moldova a fost o singură dată, 99. Dar și atunci am fost foarte grav, nu așa de grav, că atunci de la 400 am scăzut la 300. Acum de la 1700 scădem la 300. Adică omul știu ce înseamnă să cumperi gaz și acum nu cumperi. Și mai este o problemă. Domnul Pietcov, noi am avut cu noi o discuție foarte aprigă, că el nu înțelege, deși scladul metru nu e metru cub din lemne. Și am explicat că așa e în Republica Moldova. Nu, glumesc, e 0,8 metru cub. Dar unde am vrut să ajung? Anul trecut, lemnele nu erau scumpe, gazul s-a scumpit brusc, dar lemnele au rămas la preț undeva 800-900.000 de lei scladul metru. Asta e 0,38 metru cub. Anul acesta s-a scumpit din ce cauză? Că pe un scladul metru de lemne, tu îți trebuiește gaz la prețul nou, îți trebuiește 6.000 de lei să dai pe gaz. E foarte ușor, se calculează valoarea energetică. Și pădurarii noștri, poate neavând foarte mult fizică, dar eu înțeles că... Dacă e ca un codru, am făcut chiar săptămâna trecută. Vă spun, dacă vă dați seama, înainte un scladometru de lemne se vendea cu 700 de lei... Deci da, deja de 100 de ani... Dacă înainte era 700 de lei, 800 de lei, acum, din cauza că s-a scumpit gazul, un scladometru de lemne cu 3.000 de lei se primește că încălzirea cu lemne oricum e de două ori mai ieftin decât gazul. Dar noi ce vreau să ajung? Vreau să ajung în altă parte. Noi anul trecut, când am dat compensație, noi am avut populația care consumă gaz, avem populația care consumă energie termică centralizată, dar avem oameni care consumă ce dă domnul. Și una din ce dă domnul este lemnele. În condiția când lemnele anul trecut nu s-au scumpit, tu puteai să nu iei în considerație. Anul acesta, când el e deja 3.000 de lei, asta înseamnă că mai avem o provocare. Noi am sugerat că guvernul la toți nu va putea în acest an de ajutor. De ce trebuie să fie identificate grupele? Dar aici sunt iarăși câteva nuanțe care trebuie să le spunem. Ce se întâmplă? Anul trecut noi am avut o situație fericită că bugetul s-a executat mai mult decât a fost planificat. Că au veniturile bugetare. Și lucrul acesta a permis guvernului să rezolve probleme. În acest an, executarea bugetului la capitolul venituri, noi stăm cât de cât, dar avem cel mai mare deficit bugetar, știți, domnul deputat, 20 de miliarde. Ce înseamnă deficitul bugetar? Că noi avem aprobat cheltuieli cu 20 de miliarde lei, mai mult decât avem bani. Restul trebuie să împrumutăm. În primele 5 luni s-a reușit să împrumute doar 2 miliarde. S-au mai rămas 7 luni în care trebuie să găsești 18 miliarde, în condiția când pe piața internă datoriile sunt cu 19% s-au ajuns, pe piața externă nu prea merge. De aceea capacitățile și posibilitățile guvernului vor fi limitate. Și mai este o problemă. Clasa medie, care nu vor primi compensații. Da? Nu știu, da. nu vor primi. Da, nu. Haideți vă spun că nu va fi. Acum, ce se întâmplă cu oamenii care au, să zicem, venituri destul de ridicate, au 10.000 de lei pe lună și lucrează ambițiu. Asta și întrebam anterior, când la fel a fost domnul Marian, întrebam, pentru că domnul Spurnu spunea că vom acorda compensații familiilor cu venituri modeste. Și astăzi, când totul s-a scumpit, mă întreb, nu, vă spun care nu se încadrează. Vă iau o familie cu 10.000 de lei pe lună. 10.000 de lei, nu, 10.000 de lei pe persoană. Două lucrează soțul, ție, au 20.000 de lei pe lună, nu intră în categoria familiilor modeste. O factură la o familie nu prea consumatoare, era cel mai mic, 1.500-2.000 de lei. Ea e cu mult mai mult, poate fi calculată că noi avem datele exacte cine și cât consumă. Nu iau
nu exagerez cu consum mare de 2000 de metri cubi. Vorbesc de o familie care are venituri bune, dar sunt o familie modestă care consumă, sunt casa micuță, înainte dădea 1500-2000 de lei. Acum îți primește factura lor iarna, va fi de la 9.000 până la 12.000 de lei o factură. Nu, haideți să... Nu, domn deputat. Haideți să nu, domn deputat. Factura, vă spun că, dar clar că știm care e factura asta. Așa, nu trebuie multă minte ca să știi care e factura. Și pe 5 luni de iarnă, tu ajungi la 60.000 de lei, deci 12.000 de lei. Ori 5 luni, ai 60.000 de lei. Domnule, eu zic să nu ne avansăm în calcul. Acum, 90.000. Dar aici chiar trebuie să ne avansăm. Și mă explic, deci, domn deputat, aici am dat voi. Foarte greu să știi, de exemplu, ce o să fie cu prețuri. În primul, în al doilea rând, să schimbă și formula iar, în al treilea rând, compensațiile, deși obiectivul nostru este ca pentru următorul sezon rece, e ca oamenii cel puțin să nu plătească mai mult decât a făcut în sezonul precedent. Dincolo de asta, analizăm opțiunea de a crea un program de oferi lemne de foc pentru anumite familii vulnerabile la sate. Și dincolo de compensațiile pe gaze, noi avem și programul pentru perioada receanului, în care dăm 700 de lei. Domn deputat, aici vreau să spun. Noi, în primul rând, primul lucru care trebuie să-l fac orice guvernare este informarea. Unu. Și doi, să nu dăm așteptări irealiste. Prima ce trebuie să o facem, trebuie să o spunem foarte clar, că lemnele, din păcate, au ajuns la 3.000 de lei scladometru. De ce au crescut, am explicat. Când gazul e 6.000 de lei, cât îți dă un scladometru de lemne, trebuie să dai 6.000 de lei pe gaz. Lemnele îți primește de două ori mai ieftin decât gazul, dar oricum e 3.000 de lei. Deci anul trecut a fost 800 de lei, anul ăsta ai 3.000, deja sunt 3.000 de lei. Deci noi trebuie să înțelegem că avem o situație în care chiar trebuie identificat soluțiile. Ceea ce am spus-o și noi, experții, și dumneavoastră, e logic, asta e logic. Nu poți da la toți. Asta e prima. Doi, anul trecut am avut problema gazului și încălzire centralizată. Anul ăsta avem o problemă nouă, persoane care n-au nici gaz, nici încălzire centralizată. Pentru ei căldura anul acesta se va scumpi minimul de 4-5 ori. Pentru ei se va scumpi căldura. Deci dacă anul trecut el a avut acces la lemne cu preț bun, anul ăsta nu va avea. Vreau să l-auzi pe domnul Vofu. Înțelegeți? Deci noi asta trebuie să o discutăm. Că dacă nu o discuți, atunci pentru ce ați spus pe site-ul guvernului documentul de partid? Trebuie să discutăm, dar eu cumva surprins, dumneavoastră deja știți prețul la iarnă. Nu, dar eu mă uit, evoluția asta e clar. Deci dacă tu ai tendințele acestea, vrei le scădem alea, că vrei le ridicăm, dar până la urmă pe acolo ajungem. Și emisiunea se înregistrează, eu bănuiesc. Evident. Noi o păstrăm și la iarnă mai discutăm o dată, că va trebui tema doar în cipi. Orice proiect de lege are analiză, trebuie să aibă o analiză de impact și astfel de calcule ar trebui să fie acolo. Cât ține de prețul gazului? Moldova Gaz are deja parcă o deprindere. Solicite majorare și iarăși majorare. Chiar dacă când a fost prima majorare, ne s-a promis că asta e majorarea, pe urmă ar trebui să stabilizeze, să scadă prețurile. Ceea ce este straniu că de data aceasta a inclus și datoriile curente. Nu e straniu, că este obligația noastră față de Gazprom. Și dacă nu o faci acum, știi care e rău? Că dacă nu o faci acum, când vara consumul e micuț, iarna al pui pe om să plătească și datoriile de an trecut și atunci tu lui dai niște tarife și mai. Dar întrebarea e de ce abia acum, când ei o lună urmă au solicitat majorarea. Trebuia să o facă mai devreme, sunt de acord aici. Păi uitați-vă, ei într-adevăr, iată în hârtia asta care au depus-o la Andrei acum, de 30 iunie, da? Au inclus, iată, diferența 2 miliarde și 100 de milioane de lei. Da. Și aici este problema actualei guvernări. Și vă explic care e situația. Pentru că, într-adevăr, există devierea asta tarifară. Care ei în permanență o speculează. De ce spun speculează? Chestia asta cu devierele tarifare au fost incluse de Plahotniuc în perioada când deținea el foarte bine ceea ce deținea la Moldova Gaz. Noua guvernare, în loc ca să modifice legea, pentru că are destui voturi, spun, băi, oameni buni, nu avem nimic cu divirierile astea. Voi ați calculat, așa cum ați calculat, ați dat la Andrei, așa ați stabilit, la revedere. Ați stabilit prost, managementul este prost. De ce ați stabilit așa? Duceți-vă la procurori. Procurorii veniți încoace și discutați cu dânșii. Iată, așa trebuie să fie. De ce așa nu este? Noi suntem deja fără Plahotniuc de 2 ani de zile.
Ce se întâmplă la noi, domnul Marian? De ce a rămas metodologia respectivă? Și ăștia o să vină în fiecare zi, în fiecare lună. Păi vin cu argumentul că dacă nu anulăm devierile, să le punem pe facturi. Corect, pentru că argumentul lor reiese din logica lui Plahotniuc, care a fost băgată atunci. Hai să ne spună experții cât de logica asta sau nu. Ce e logic? Păi ce să faci cu devierile astea tarifare? Domnul Marian, uitați-vă. Deci logica a fost creată de Plahotniuc. Logica a fost viciată. Voi, în loc ca să eliminați această logică, voi le dați, da, păi, și Andreiul nu are nimic, nicăieri de mers, pentru că... Andreiul are logica sa, Moldova Gaz are logica sa, nu. În calitate există de... o singură logică care este băgată în lege. În lege este băgată această logică și Andreea nu are încotro. Nu are încotro. Și ei o să vină cei de la Andreea, care într-adevăr tot așa lui Plahotniuc, apropo, și o să spună, domnul Reta, legea ne spune nouă că noi trebuie să aprobăm și noi nu avem încotro. Corect, e obligat. Și noi suntem obligați. Și dacă nu facem, atunci noi o să discutăm cu procurorii. Și corect o să spună, voi în loc ca să apărați astăzi consumatorul, voi apărați astăzi Moldova Gazul. Nu, asta vorbesc. Să îndatorăm pe cei din viitor. Vă mai spun o problemă care creează diverile tarifare. De ce s-au apărut diverile tarifare? Că atunci nu a fost suficient curaj politic ca să majorăm tariful mai mare, o să spunem. Nu s-a majorat atunci, vine acum. Logic este, atunci când e iarna, dai mai puțin, vară dai mai mult. Dar este o problemă aici. Și explic în ce cauză. Iarna, consumul care este? Populația consumă mai mult gaz, agenții economici mai puțin, da? Populația iarna consumă. Și atunci iarna tu populații, fiindcă n-ai aprobat tariful corect, îi dai un tarif la gaz mai micuț, creează devieri financiare. El e acumulat și vara te gândești, la populație vara consumă mic și măresc tariful ca să acoperi devierea tarifară. Dar vara consumă gaz cine? Agentul economic. Și atunci vara, agentul economic, prin consumul mare de gaz, el achită devierea tarifară formată de populație. Și atunci tu, prin norma asta legală, care este una îndoielnică, domnul Petcov are o opinie îndoielnică, noi am creat un sistem prin care agentul economic al forțăm să subvenționeze populația. Și asta e o problemă, că la noi agenții economici așa stau pe burtă, la noi agenții economici e grea situația lor. Și noi acum, prin această normă legală și prin acest tertip a NREU-ului, că acum, în mod normal, agenții economici o să dai în judecată NREU-ul, dacă ei aprobă această divertare. Că eu spun, cum adică? Voi pe mine mă obligați să subvenționez consumul populației. Eu și sunt guvern, eu și sunt parlament, eu sunt agent economic când trebuie să am profit. Și că aici este o problemă care niciodată nu a fost discutată în spațiu public și aceste diverse tarifare care nu sunt acoperite la vreme, îți aduce acest efect pervers prin care agentul economic îl impui subvenționează populația. Noi am notat problema. Și aceeași problemă de vieri tarifare, întrebarea este atunci când primeau compensații de la guvern în primele luni ale anului. De ce Moldova Gaz nu spunea că uite totuși să adună de vieri tarifare, dar s-au trezit acum, abia în luna iulie? Eu îmi dau seama ce au făcut asta. Dar era presiunea politică asta, mare și s-au temut să vină. Dar e Moldova Gaz. Adică cum după o scurtă pauză de publicitate, continuăm discuțiile. Am fost lângă tine când îți cereai dreptatea în stradă. Ți-am fost alături când luptai pentru libertate. Da, voi sărbici, ține jos și gata. Toți care au furat miliardul, toți, mirușini. Am pus întrebări. Dar sunt deputați care nu se văd. Asta de la telefonul nu capul ei. Hai, băieți! Am vrut să vă întreb dumneavoastră de unde interveniți, din Monaco, Orhei, Israel. Și am aflat răspunsuri. Am analizat, iar tu ți-ai făcut concluzii. Nu mă opresc. Vineri la TV8. Întreabă Ghețu, ora 20:00. Ca să faci alegeri corecte, trebuie să fii informat. Veronica Gherbovesche, de start agende informaționale la știrile amiezii, de la ora 12:00. Transmisiune în direct, evenimente care se întâmplă acum. Știri descoperite și investigate de echipa TV8. O echipă curajoasă și liberă, care spune adevărul așa cum este el. Subiecte care te privesc, care te inspiră, care îți dau putere să mergi înainte. La 19 fix ești gata pentru cel mai important buletin de știri al zilei. Angela Gonța îți spune bună seara. Încep știrile TV8. Sunt știri despre tine.
Informații care îți schimbă și marchează viața. La ora 22, facem sinteza zilei în limba rusă cu Iana Stepanenko și Iulia Budeci. Răspundem la întrebările adunate peste zi. Iar tu îți faci concluzii. Iar duminică la ora 19 îți oferim o analiză a celor mai importante subiecte ale săptămânii, prezentate de Natalia Ghețu. Știrile se întâmplă la TV8. Are sute de mii de urmăritori pe rețelele sociale. Interviurile lui sunt privite de sute de mii de oameni. Invitații lui sunt cel mai greu de abordat. Întrebările lui sunt directe și incisive. Este onest, de încredere, curajos. În fiecare marți, de la 20:00, Freedom cu Dorin Galben. Doar la TV8. Яркие события, о которых невозможно молчать. Достоверные факты, которые не утаить. Чем запомнилась уходящая неделя? По субботам в 22:30 подводим итоги с Юлией Будич. Не пропустите на ТВ8. Natalia Ghețu și în fiecare duminică de la ora 19 facem sinteza săptămânii. Îți arătăm realitatea așa cum este ea. Duminică, ora 19:00. Sinteza cu Natalia Ghețu. Непростые и поистине судьбоносные решения требуют весомых аргументов и исчерпывающих ответов. Итак, хочу начать, пожалуй, с главной темы. Радуюсь и плачу. Чтобы внести ясность в события минувших дней. Спасибо, правда, Молдавии, за все, что сделали. Два слова буквально. В чем мы отстаем, с чем нам нужно еще справиться? Кто-то наживается, а мы виднеем. Кто на сегодняшний день выступает в роли этого щита? Все это шокирует, и я не знаю, как дальше жить. Смотрите программу «Альтернатива» с Юлией Будеч по средам в 20:00 на ТВ8. Am fost lângă tine când îți cereai dreptatea în stradă. Ți-am fost alături când luptai pentru libertate. Toți care au furat miliardul, toți mirușini, mirușini. Am pus întrebări. Dar sunt deputați care nu se văd. Asta de la nu capul ei. Hai, băieți! Am vrut să vă întreb dumneavoastră de unde interveniți, din Monaco, Orchei, Israel. Și am aflat răspunsuri. Am analizat, iar tu ți-ai făcut concluzii. Nu mă opresc. Vineri la TV8. Întreabă Ghețu, ora 20:00. Ca să faci alegeri corecte, trebuie să fii informat. Veronica Gerbovescu, de start agende informaționale la știrile amiezii, de la ora 12:00. Transmisiune în direct, evenimente care se întâmplă acum. Știri descoperite și investigate de echipa TV8. O echipă curajoasă și liberă, care spune adevărul așa cum este el. Subiecte care te privesc, care te inspiră, care îți dau putere să mergi înainte. La 19 fix ești gata pentru cel mai important buletin de știri al zilei. Angela Gonța îți spune bună seara. Încep știrile TV8. Sunt știri despre tine. Informații care îți schimbă și marchează viața. La ora 22 facem sinteza zilei în limba rusă cu Iana Stepanenko și Iulia Budeci. Răspundem la întrebările adunate peste zi. Iar tu îți faci concluzii. Iar duminică la ora 19 îți oferim o analiză a celor mai importante subiecte ale săptămânii, prezentate de Natalia Ghețu. Știrile se întâmplă la TV8. Are sute de mii de urmăritori pe rețelele sociale. Interviurile lui sunt privite de sute de mii de oameni. Invitații lui sunt cel mai greu de abordat. Întrebările lui sunt directe. Continuăm discuțiile în platou. Domnule Ionit, spuneați că marea problemă, și v-am întrerupt înainte de publicitatea actualei guvernări, este problema gazului. Sau probabil... Nu. Noi deja am epuizat lucrul acesta. O altă recomandare care va fi, cred că noi acum
cetățenii Republicii Moldova și toată Republica Moldova caută resurse alternative. Una dintre care, ținând cât costă, haideți o matematică simplă, cu o pompă de căldură, da? Condiționer care are pompă de căldură, dintr-o kilowatt de energie electrică faci 3 kilowatt de căldură. Asta deja o știi toată lumea. Gazul, 1 metru cub de gaz, are 10 kilowatt de căldură. Asta tot e simplu. Deci 3 kilowatt de energie electrică îți produci 1 metru cub de gaz. Dacă ajungem la 26 de lei, cetățenii Republicii Moldova, dacă își pun panouri solare, poate fi calculat pentru fiecare gospodărie, el cu pompe de căldură își încălzește casă. Problema care este, și asta trebuie să vedem, este limită legală câți kilowatt de panouri solare îți poți instala dacă ești gospodărie casnică. Va trebui dumneavoastră, că eu nu sunt specialist în domeniul dat, doar din cauza că am discutat acum cu multă lume, am toată informația. Dumneavoastră, în calitate de vicepreședinte, invitați pe aceștia care se ocupă cu energie regenerabilă. Că Republica Moldova are obligație față de Uniunea Europeană să rezolve problema cu energie regenerabilă. Luați o casă medie de 100 la sat, mai mare, oraș, apartament, 70 de metri pătrați, calculați care este consumul de gaz, noi știm, calculați cât panouri solare trebuiește și trebuie de modificat legea de ridicat minimul de la 10 la 15 sau 20 de kilowatts. În felul acesta, noi vom încuraja cetățenii noștri să facă investiții. Dacă dar până atunci, domnul Ioniță, da, situația da. Este care zice. Da. Nu, dar trebuie un paralel. Noi am început să discutăm deja cu lucrători interesați de energie regenerabilă. Nu vorbim de gospodăriile casnice. Eu vorbesc cam de gospodăriile casnice. De acord. Un prim pas care l-am făcut noi să modificăm legea astfel încât să poți să instalezi, de exemplu, panouri solare și instalații eoliene pe terenul regulii, că asta e un prim pas. Da? Înțeleg că asta cum mai mult vizează. Gospodările casnice ca oameni dar și gospodările casnice în principiu, dar analizăm acum să lucrăm la mai multe inițiative de a stimula energia regenerabilă inclusiv pentru producătorii casnice. Domnule, dar până vom stimula energia regenerabilă, vreau să revenim la vreau să înțelegem cum o să ne descurcăm mâine, poimâine și pentru că eventual în toamnă. Da, vă rog. De fapt, știți cum spune, fă sania vara și iarna fescă. Dar ceea ce spune domnul Ioniță este corect. Dar numai că unica ce n-a spus este prețul unui kilowatt ca să instaleze energie. Consultați-vă în Italia câte compensații dă guvernul pentru gospodăriile care își dotează casele cu energie. Loc să dai lui pentru gaz compensație și la iarnă te lașă. Haideți așa. Asta România dă până la 90% compensație. Italia dă până la 115%. E o soluție bună pe termen mediu, evident, dar vă dați seama, noi avem o constrângere bugetară și noi, cum a spus doamna Ghețu, trebuie să rezolvăm problema imediat. Ce se întâmplă în câteva luni? Asta vreau să vă întreb. Noi am trecut 9 miliarde. Noi de exemplu am dat rezervele pe care le avem noi. Asta vreau să vă întreb. Există siguranța că guvernul va avea bani ca să... Da. O să fie compensați. Dar bani de unde? Păi, să găsim. Dar nu, pentru că înțeleg cu acest deficit bugetar... Trebuia să administrăm și administrăm bine și de ce în bugetul, inclusiv și cu autorul partenerilor externi. Dar nu găsați pe ajutorul cui? Păi e vorba de resurse interne și suportul, în primul rând, Uniunii Europene. De asta și am fost joi împreună cu delegatele la guvern, am discutat cu comisarul pe energie și avem un angajament să existe suport dincolo de... Și în cazul în care suportul nu ajunge? Bun, haideți să iarăși... Stați un pic, trebuie să găsim bani pentru a da compensații. Domn deputat, am o întrebare legitimă. Da. În 5 luni de zile, din 2 miliarde de lei care au fost prevăzute granturi, s-au atras 190 de milioane. Comparativ cu anul 2014, de 12 ori mai puțin pe lună. S-au pus întrebări la miniștri de ce avem restanță, la un suport politic fără precedent. Deci avem un suport politic a președintelui țării, trebuie să o recunoaștem. Avem o deschidere totală a partenerilor și avem un blocaj pe intern. Dacă noi ne facem că plouă și nu vedem lucrul acesta, suntem într-o problemă. Deci dumneavoastră trebuie să conștientizați că suportul politic extern trebuie să se manifeste prin acțiunile locale. Deci v-am dat o cifră. Din 2 miliarde 190 de milioane, asta e prima. Raportul... Fost semnat banii... Domn deputat, eu vă spun raportul oficial al Ministerului Finanțelor care se publică lunar pe luna mai, asta sunt 5 luni, care se publică pe site oficial.
2. La capitolul împrumuturi. Pe intern s-a ajuns la 19%. Din ce cauză știm? Criza una alta. Guvernul, dacă se împrumută pe intern, asta își pune ștreangul la gât. Pe extern, deci noi avem de întors datoriile trecute, avem de plătit 3 miliarde de lei dobânzi, fiind că s-au scumpit banii, va trebui vreo 3 miliarde, 200, 3 miliarde, 300, deci trebuie să mai găsim vreo 300 de milioane. Și guvernul, în 5 luni de zile, a reușit din 20 de miliarde, 2 miliarde, cifre oficiale. Dumneavoastră, trebuie să aveți îngrijorări în privința asta. Eu am îngrijorări și nu pot dormi noaptea. Că sper că și dumneavoastră. Eu am încrederea că fondurile nu. Și siguranța, că fondurile o să fie aici atrase. Nu, dacă 5 luni de zile. Eu am mai explicat pentru o dată. Pentru că durează eventual anumite proceduri, asta trebuie să aprobe anumite reforme, anumite legi. Și trebuie să, o să verificăm. Da, deci asta va ține când este sesizat. Mai departe. Da. Mai verificați o cifră simplă. Deci noi în 2000, doar cu asta da, școală, da. În 2009, când am venit noi, situația era dramatică. Ce am făcut? Am tăiat investițiile ca să putem plăti pensii. Așa am făcut. Deci toți știu tai. În acest an, ați verificat cât sunt investițiile din buget în primele 5 luni? Vă spun, nu s-a făcut nimic cheltuiel. Deci asta înseamnă că noi deja tot ce a fost posibil de tăiat, totul s-a tăiat. Deci noi nu o să tăiem investițiile. Să tăiete, domn deputat, că nu vezi deci nu, haideți să ne referim, de exemplu, la satul european, da? Domn deputat. Proiecte similare. Ce vreți să faceți? Noi nu am tăiat, domn deputat, împotriva, am majorat cheltuielile. Domn deputat, voi ați aprobat cheltuielile. El nu s-a efectuat. Haideți că pentru că noi am reformat Fondul Național de Mare Locală. Acum s-a fie anunțat beneficiarii și o să trebuiască domn deputat, haideți aici să ne clarificăm că eu cu finanțe publice am mai lucrat. Da, deci doar pe scurt. Pe scurt. Că s-a aprobat, dumneavoastră știți că 8 ani de zile bugetul s-a aprobă, 8 ani de zile. În fiecare an este problema. Și nu se execută cu 3 miliarde jumătate, cu 4 miliarde de lei. Noi aprobăm, că noi vrem să facem, nu știu, și facem altceva. Deci în acest an, ce vă lămuresc eu, problema este așa, pe granturi noi avem probleme, pe împrumuturi noi avem probleme, le rezolvăm, nu am muda, cândva să le rezolvăm. Și pe investiții, noi deja nu dăm nimic în 5 luni, că am dat 100 și ceva de milioane de lei, vreo 190, hai, tot o rogez la 190, s-au mai dat încă vreo 500 din împrumuturi externe, trebuie să o spunem, dar din buget doar 190. Și noi deja nu mai avem unde tăia, deci eu aici vreau să vă duc, că vrei să tai, dar n-ai de unde. Și dacă voi acum, nu la iarnă, m-au chemat pe ministrul finanțelor, nu chemați ceilalți miniștri. Și aici vreau să spun atenție, nu-i divină ministrul finanțelor, că el este ca contabil, doar adună cifrele. Sunt alte ministere responsabile. Și nu întrebați, băieți, de ce noi am prevălit examenul pe granturi, pe împrumuturi, și uitați-vă la noi. Nu sărim la concluzii pripite. Deci nu, nu sărim la concluzii pripite, am înțeles problema, o să analizăm, dar oricum, mai este anul, investițiile o să margă, noi nu le tăiem. Nu le tăiem. Nu le tăiem pur și simplu. Că vor fi, eu te cred, dar el deci nu se... uitați-vă, noi când venim cu angajament, nu-l asumăm. Când am spus atunci, anul trecut, că o să dăm compensații, ne-l asumăm. Când am spus că să majorăm pensiile pe 60% minim, ne asumăm. Totuși vreau un pic să mai multe detalii. Ați spus că pe participul nu găsim... Este. Dacă ați putea să ne dați niște detalii, 6 categorii... Bun, eu nu știu detalii exacte, nu am lucrat la proiect, am lucrat cu colegii la Ministerul Protecției Sociale, dar fiecare gospodărie va fi inclusă într-un anumit grup, da? Vor fi 6 grupuri în funcție de vulnerabilitate energetică și probabil în funcție de grupul în care ești o să primești o sumă mai mare sau mai mică. Dar va fi la cerere. Da, ca să înțeleg, venitul modest de la cât, începe? Vă spun, nu știu, nu am văzut și eu târziu documentul, nu am văzut, o să venim cu detalii săptămâna asta chiar. Eu intuiesc că... Probabil va mai fi o emisiune în care o să discutăm despre asta, pentru că nimeni din platou nu a citit această emisiune. Da, el doar a venit, eu l-am văzut, unica cei de pe telefon n-au văzut. Dar ce bine, asta înțeleg că este pentru perioada de iarnă, unde vor fi compensări pentru anumite familii. Dar ce facem cu agenții economici? Dacă noi acum mai majorăm iarăși prețul la gaz, dacă acceptăm solicitările Moldova Gaz, pentru că și așa prețurile la produse sunt în creștere și odată cu aceste majorări, respectiv ele se vor revedea și în prețul produselor alimentare.
Și atunci, pe lângă ceea ce spuneți, și până la de iarnă noi mai avem mult, dar avem problema actuală. Și cel mai tare, eu mă tem că o să se întâmple, că domnul Petcu a spus corect despre că e retroactiv deja. Și nu e prima dată când e retroactiv și de fiecare dată Comisia Situației Excepționale vine cu o decizie prin care obligă ANRE-ul să ia decizia cu tare în privința prețurilor la ANRE. Și mă tem că iar o să se întâmple asta și de fiecare dată Moldova Gaz o să fie ținută de Comisia Situației Excepționale în... Haideți așa, Moldova Gaz sau Gazprom, mai degrabă, partea rusă și-a schimbat brusc comportamentul după schimbarea guvernării. Deci dacă în trecut se permitea acumularea anumitor devieri pe termen scurt și se întrezea cu plata, inclusiv acum nu mai permit așa ceva și nu trebuie să facem plata fiecare lună la 20 iulie. Și atunci, da, evident că trebuie să iai măsuri drastice ca să nu-ți închidă robinetul. Deci noi am preluat o situație dezastruoasă în tot ce înseamnă piața energetică în Republica Moldova. Eu de acum depunem eforturi mari ca să scăpăm de această dependență. Hai să nu uităm, suntem într-un război, inclusiv un război hibrid pe piața energetică pe care Rusia îl provoacă pe toată piața europeană. Astăzi am ajuns la 1700 pe piață, deci pot să pui mâine în cap. Clar că situația este foarte complicată, dar, repet, ceea ce o să țină de noi, partea de suport și compensație pentru populație, noi o să facem cu siguranță. Eu sunt de acord că, mai ales în prima parte, când erați luați prin surprindere cu notificările la Gazprom, bun, la început, nu ați crezut că sunt atât de neprietenoși Federația Rusă, dar totuși acum noi deja suntem la jumătate de an, unde ar fi trebuit să învățăm lecția că avem... Dar ce n-am făcut acum... Dar mai este cu o problemă, aici care, domn deputat, trebuie să atragem atenție. Este cu o problemă nouă despre care nu s-a discutat. Când prețul la gaz era micuț, lucrul acesta nu se vedea. Dar noi avem o concurență neloială, mult legată de companiile din stânga Nistru, care produc același lucru. Lucrăm la asta. Avem un proiect de... Și știți, deci când la noi gazul e mai scump de 10 de ori decât în stânga Nistru, cărămida din Moldova, vă dați seama, închis fabrica. Cunoaștem exact subiectul dat. Și cum eu personal lucrez la o inițiativă, urmează să o consultăm și să o anunțăm. Da, pentru cum să vadă domnul Petcu, cum să primească, iată, cetățeanul de rând acest paradox, că uite, noi cei din dreapta Nistrului avem un preț, plătim 26 de lei, practic 27, și acolo, vă spuneam, vorbeam astăzi cu un coleg care din stânga Nistrului, spunea că, păi, nici nu știu care este prețul, pentru că e atât de neesențial. Da, e de 20 de ori mai mic decât asta la noi. Și omul, și cetățeanul cum să privească, iată, aceste... Deci, cetățeanul trebuie să privească, în primul rând, trebuie să privească explicațiile guvernului în acest caz. Pentru că guvernarea astăzi s-a transformat într-un lobist al întreprinderilor despre care vorbește domnul Ioniță. Dar cum ne-a transformat într-un lobist? Foarte ușor. Deci, dumneavoastră, le dați lor posibilitatea ca să producă producție care este, apropo, exportată în spațiul Uniunii Europene. Problemă de când țara asta. Și noi, lăsați-vă rog istoria pentru istorici. Iarăși revenim la tot ce ați făcut voi cu guvernarea voastră. Lăsați-vă rog istoria pentru istorici. Noi acum vorbim despre ce faceți astăzi. E foarte frumos să vorbești, să ataci. Astăzi faceți. Că noi am preluat-o, știți cum, facem analogie cu casa. Distrusă, derăpanată, sticlele scate. Tot de guvernările voastre. Lăsați-ne să facem noi ordine. Dincolo de casa asta distrusă, mai venit și o furtună. Aici nu e vorba că voi ați venit și să mai facem curățenie în casă. Trebuie toată lumea să vă rabde. Nu, dar nu e vorba de asta. E vorba că noi cunoaștem problema dată și lucrăm la ea. Spre subire de voi și altă guvernări, noi lucrăm la problema dată. Lucrăm și am un proiect de lege pregătit. Dar noi vedem cu toții cum lucrați voi. O să-l publicăm și o să-l luăm problema. Dacă cumva o să-mi permiteți să vorbesc, concurența neloială, da? Sunt companii, de exemplu, da, producători de cărămidă la noi, unde cumva e producție intensivă, își bazează pe gaz. Dar metalul? Inclusiv. Și atunci noi pregătim un proiect de lege în care să se echilibreze situația, pentru că, într-adevăr, nu e ok. Scrisorile pe care le scrieți voi la Uniunea Europeană despre uzina de la preț, dați-mi voie să termin, și la noi cu un alt preț, chiar dacă cumva e pe aceeași piață. Deci uitați-vă. Regimul la Tiraspol cumva se supraviețuiește pe gazul gratuit al Rusiei. Asta este... Cumva? Păi și nu i-am dorit cumva să supraviețuim, iată așa, de 20 de ori mai puțin. Asta a spus, cumva supraviețuiește. Păi uitați. Eu mă bucur pentru mizele despre care vorbiți dumneavoastră, că o să cămizați pentru, nu știu, că o să vină careva surse, că o să vină, nu știu ce, credite, granturi pentru a da, cum ați spus, compensații respective. Da? Fii surse interne, da. Inclusiv, așa cum a primit suport în octombrie, o să primim suport și acum. Deci, unul,
voi nu vorbiți despre un lucru destul de important. Mm-hmm. Că lumea primește compensații pentru gaze. Da, și energie termică, poate. Poate. Nu, stai. Noi avem 700 de lei pe lună, ajutor pentru perioada rece a anului, care se duce la toți. E, okay. Dacă ești persoană vulnerabilă și consumi lemn, pentru gaze și încălzire. Pentru gaze și încălzire, da? Și pentru lemn, ai 700 de lei pe lună, am ajutat de la 400 la 700. Lemnele pentru încălzire, eu vorbesc despre pentru gaze și încălzire, așa? Mm-hmm. Ok. Cineva compensează prețurile la pâine, la produse. Bun, asta deja e populismul, asta... domnul Petru. Ce adică populism? Haideți așa. Ce populism, da, când biscuiți, când biscuiți, avseană picenie, care a fost produs, să zicem, în toată lumea crezi prețurile, în toată lumea. Noi nu ne interesează toată lumea. Și noi mergem pe noi majorarea de venituri. Ce faceți voi? Guvernul. Pe noi nu ne interesează toată lumea, pentru că acum dacă luăm ce face în Ucraina și ce fac în România, eu vă arăt cu totul alte cifre. Deci eu vă dau un simplu exemplu. Biscuiți, avseană picenie, care este cel mai popular produs pentru copii. Da? Costa până nu de mult 33 de lei kilogramul. Astăzi costă 66 de lei, de doamne să găsesc kilogramul. Deci, deci dublu, asta eu vorbesc numai la asta, da la lapte, da la smântână, da la carne, da la alte produse, ce compensează? Haideți să explicăm încă o dată care e situația cu prețurile, pentru că e populism foarte mare. Poate rămâne și partea a doua emisiune și discutăm mai mult. Nu, pentru că avem de lucru, apropo, tot pe energetică avem discuții mai bine, seara asta. Mai bine să nu lucrați decât să lucrați așa. Deci prețurile cresc foarte tare și cresc în toată lumea, inclusiv la noi. Noi avem două instrumente de intervenție. Ascultați-mă, vă rog, faceți voi. Nu mă întrerupeți. Și noi avem două instrumente. Unul, războiul. Atunci când ați semnat contractul Gazpromul, război nu era. Vă rog, nu mă întrerupeți. Era când ați semnat contractul cu Gazpromul. Deci, domnule, credeți că răul cel mare vine de la, semnarea contractului? Da. Deci, pentru că ei atunci, când au mers la Gazprom, trebuia să modifice, să nu fie de acord cu inițiativa Gazpromului, care a fost băgată prin Ceban și Dodon, ca să nu lege prețul de achiziții, de prețul la bursă. Noi prețul la bursă l-am legat, l-am scos. Până la noi era preț pur pe bursă, depinde, anul noi trecut, depinde vara. De preț de bursă. Acum, iarna e 70, petrol 30 de bursă. La bursă. Domnul, când s-a semnat contractul, prețul lucru la piață era de 700 de dolari. Acum astăzi legat de preț la bursă. Astăzi este 1600, pe 1600 dolari. Este. Ce bani ne spune 980? Voi, domn Petru, haideți, da. Voi, provocatorii, doamnă Ghețu. Domnul Petcov, domnul Marian. Vă rog mult mai mult să nu ne spuneți pe cine să invităm. Noi decidem moderatorii pe cine invităm în cadrul emisiunii. Vrem să ascultăm mai multe. Doar aș spune în felul următor. Din păcate, situația este una foarte critică și guvernul puțin și poate decide. Eu aici trebuie să fiu de acord. Instrumentele lor de intervenție, cum ziceam, cu lupta cu inflația. Nu poți lupta Moldova cu inflația aproape deloc. Nu depinde, 80% nu depinde de factorii interni. 80% nu depinde. Iar 20% care depinde de factorii interni, tot sunt foarte slabi. Dacă trebuie, discutăm. Și atunci unica măsură de intervenție se dă ajutor. Și eu aici ce vreau să spun, domnule, eu sunt de acord. Ajutor și nu-l poți da la toți. M-am uitat în lege. Deci legea este o lege cadru, iar grupurile vulnerabile energetice vor fi stabilite de către guvern. De aceea legea doar spune că va fi mecanismele, grupurile vom avea aparte, așa că nu avem ce discuta până ce nu vor fi grupuri stabilite de guvern. Ce vreau să spun, domnul deputat, și asta s-o luați, nu cu, eu n-o dau cu răutate, n-o dau cu nimic, eu doar vă spun o îngrijorare care... Nu, trebuie să înțelegeți că nu toată lumea vrea să vă atace. Deci noi trebuie să dăm compensația. Anul trecut a fost mai benefic. Au venit supravenituri în buget din diferite, mai mult decât s-a așteptat. Doi, a dat Comisia Europeană 64 de milioane de euro. Și ați avut instrumentele de intervenție. În acest an, ceea ce m-a tras atenția este deficitul bugetar este foarte mare. Acoperirea lui merge foarte lent. În primele luni am mers. Sper că ministrul finanțelor vă va da explicații de rigoare de ce 5 luni n-am mers și vor merge ultime. Că dacă noi avem 18 miliarde de lei de acumulat. Ok, haideți să vedem. Pentru că, într-adevăr, situația e foarte grea și degeaba să te ascunzi după asta. Deci noi avem două instrumente principale. Unul, să majorăm veniturile la cei mai vulnerabili. Și de-aia am intervenit pe majorarea pensiei. Pensia minimă, de exemplu, s-a majorat cu 900 de lei într-un an. S-a majorat salariul minim în sectorul public cu 60%. Deci s-a majorat și salariul minim în sectorul privat.
S-a dublat compensațiile pentru cei mai vulnerabili. De asemenea, guvernul poate intervine prin a limita adaosurile comerciale la mai multe produse sociale. S-a extins de la 8 la 21 lista de produse. Acum se limitează la 20% acest adaos, inclusiv pentru ouă, inclusiv pentru ulei, pentru carne. De asemenea, ultimele 3 luni, guvernul a avut peste 300 de controle la agenții economici și la magazine să vadă dacă acest adaos comercial se respectă. Deci asta e un parte de susținere a populației și cumva, hai să zicem, o limitare a profiturilor la companii. A doilea element este să susții business-ul. De aici pot să amintesc de faptul că am triplat suportul pentru, sau bugetul pentru micul business. Și acum chiar invităm toți agenții economici, în special micul business, să depună dosare la ODIM și să beneficieze de acest suport pe care poate să-l dea statul. Dincolo de asta, oferim și acest 100% rambursare a accizei la motorină pentru agricultori mici și mijlocii. Deci asta sunt măsurile pe care poate să le facă statul. Nu putem să controlăm prețul de import al benzinei, motorinei sau gazului, dar putem să ajutăm pe cei care au cea mai multă nevoie. Și agricultorii chiar sunt de acord cu aceste compensații pentru motorină? Pentru că, iată, apropo, a fost săptămâna trecută prima zi în care se pot depune dosarele și în prima zi au venit 300 de aplicări, dar cu sigur o să mai vină. Pentru tot anul să aplică, adică poate vin retroactiv. Nu e problemă. Eu am impresia că eu să vin doar cu totul altă cerință. Da. Cu alte cerințe, cu alt... Păi, am mers în întâmpinarea agricultorilor de la 30 la, la 100, așa cum a fost angajamentul nostru electoral. Urma să majorăm gradual această rambursare, dar acum am făcut pentru că dumneavoastră în partea a doua emisiune nu o să fiți și vreau să vă întreb. Mi-a scris, pentru că am anunțat subiectul emisiunii și mi-a scris niște cetățeni. Uh-huh. Privitor la așa, cetățenii deconectați de la sistemul centralizat de încălzire ar putea să nu mai fie obligați să achite o taxă către termoelectrică. PAS a sesizat CCM-ul în 2020, acum 2 ani. Domn Perciun, da. Pe 9 decembrie a depus o sesizare la Curtea Constituțională, unde a cerut ca să fie anulată hotărârea guvernului numărul 707 din 2011, în fine. Și atunci domnul Perciun a declarat că respectiva hotărârea guvernului este una ilegală, oamenii în dorința de a economisi niște bani au ales să se deconecteze de la încălzire centralizată, care costă foarte scump, să își reducă din cheltuielile în sezonul rece încălzindu-se autonom. Astăzi l-am sunat pe domnul Perciun, din păcate nu mi-a răspuns la telefon, ca să aflu... Întrebarea este... Va fi anulată această normă? Cât a fost, curtea s-a expus, dar oamenii mi-au scris că, de fapt, deși curtea s-a expus în factură... Deci, oricum se achită... Curtea a decis, dar voi prin lege puteți... Asta am vrut să vă întreb. De ce nu există? Am înțeles este întrebarea. Curte, eu nu știu detalii, dar o să vorbesc neapărat cu domnul Perciun imediat. Dacă îmi dați numele, vă rog în privat colegii să-mi dea... Nu, dar voi trebuie să faceți... Domn deputat, aici voi, dacă veți modifica legislația... Dar guvernul poate veni cu... Eu nu știu concret mecanismul, dacă e nevoie pur și simplu de anula hotărârea sau de guvern sau de interveni prin lege, dar mersi, o să vorbesc cu colegul Perciun. Cetățenii care s-au deconectat nu vor mai achita, nu vor mai vedea... Iarăși, trebuie să intru în detalii, eu nu cunosc subiectul, poate domnul cumva de multe ori pe mine mă încurc cu domnul Perciun, dar în fine, eu o să vorbesc cu el. Nu, vă spun că l-am sunat personal pe domnul Perciun. Să lăsați contact a persoanei și o să vorbim cu ea. Și public, dacă voi anulați lucrurile astea, ar fi bine să o spuneți că veți avea mii de persoane care chiar să aprecieze... Nu, de cât eu știu, a fost anulată hotărârea și urmează... Din datele pe care le-am găsit, peste 25 de apartamente, peste acum și vă spun câte... Sunt mii de apartamente. Mii de apartamente care s-au deconectat. Și ultima... Asta e vorba numai de Chișinău. Da. Și ultima întrebare, pentru că noi urmează să mai discutăm despre gaz, privitor la prima casă. Da. Iată, mi-a scris cineva, vă rog mult să-l întrebați despre... Noi primim mesaje și colegii primesc mesaje. Creditele ipotecare prima casă, ce se fac? E o problemă, într-adevăr, acum guvernul lucrează la un mecanism, deci până la următoarea val de plăți, da, care a venit notificarea în iulie, o să vină cu mecanism de compensare, într-adevăr, știm că e o problemă și o să depunere efortul. În mod normal, deci de nici am discutat noi cu guvernul, până la următoarea tranșă care trebuie să fie plătită. Deci este o singură nuanță, este o singură nuanță. Să nu uităm că prin prima casă sunt vreo 8.000 de persoane, dar în această perioadă, deoarece a fost un boom,
unul lua prin prima casă, iar patru nu prin prima casă. Adică noi avem oameni prin... jumate. Dar nuanțele le discutăm, domnule Ionință, după publicitate. De ce v-am întrebat? Pentru că doamna Gavriliță, săptămâna trecută la ședința guvernului, a spus că până săptămâna aceasta, adică până miercuri, va fi clar privitor la prima casă. Cum da, doamna Gavriliță a spus că într-o săptămână se vor oferi niște soluții și deja, practic, i-a trecut o săptămână și vă întrebam dacă ați găsit aceste soluții. Nu au scopul ăsta, mă rog. Dar discutăm acest subiect după o scurtă pauză de publicitate. Ne părăsiți în a doua parte. Vă mulțumesc mult pentru prezență. Noi, doamnelor și domnilor, revenim. Am fost lângă tine când îți cereai dreptatea în stradă. Ți-am fost alături când luptai pentru libertate. Da, voi sărbici, ține jos, gata. Toți care au furat miliardul, toți mirușini. Am pus întrebări. Dar sunt deputați care nu se văd. Asta de la telefonul meu. Nu capul ei. Hai, băieți! Am vrut să vă întreb dumneavoastră de unde interveniți, din Monaco, Orhiei, Israel. Și am aflat răspunsuri. Am analizat, iar tu ți-ai făcut concluzii. Nu mă opresc. Vineri la TV8. Întreabă Ghețu, ora 20:00. Ca să faci alegeri corecte, trebuie să fii informat. Veronica Gherbovescu, de start agende informaționale la știrile amiezii, de la ora 12:00. Transmisiune în direct, evenimente care se întâmplă acum. Știri descoperite și investigate de echipa TV8. O echipă curajoasă și liberă, care spune adevărul așa cum este el. Subiecte care te privesc, care te inspiră, care îți dau putere să mergi înainte. La 19 fix ești gata pentru cel mai important buletin de știri al zilei. Angela Gonța îți spune bună seara. Încep știrile TV8. Sunt știri despre tine. Informații care îți schimbă și marchează viața. La ora 22, facem sinteza zilei în limba rusă cu Iana Stepanenko și Iulia Budeci. Răspundem la întrebările adunate peste zi. Iar tu îți faci concluzii. Iar duminică, la ora 19, îți oferim o analiză a celor mai importante subiecte ale săptămânei, prezentate de Natalia Ghețu. Știrile se întâmplă la TV8. Are sute de mii de urmăritori pe rețelele sociale. Interviurile lui sunt privite de sute de mii de oameni. Invitații lui sunt cel mai greu de abordat. Întrebările lui sunt directe și incisive. Este onest, de încredere, curajos. În fiecare marți, de la 20:00, Freedom cu Dorin Galben. Doar la TV8. Яркие события, о которых невозможно молчать. Достоверные факты, которые не утаить. Чем запомнилась уходящая неделя? По субботам в 22:30 подводим итоги с Юлей Будич. Не пропустите на ТВ8. Natalia Ghețu și în fiecare duminică de la ora 19 facem sinteza săptămânii. Îți arătăm realitatea așa cum este ea. Duminică, ora 19:00. Sinteza cu Natalia Ghețu. Непростые и поистине судьбоносные решения требуют весомых аргументов и исчерпывающих ответов. Итак, хочу начать, пожалуй, с главной темы. Радуюсь и плачу. Чтобы внести ясность в события минувших дней. Спасибо, правда, Молдавии за все, что сделали. Два слова буквально. В чем мы отстаем, с чем нам нужно еще справиться? Кто-то наживается, а мы виднеем. Кто на сегодняшний день выступает в роли этого щита? Все это шокирует, и я не знаю, как дальше жить. Смотрите программу «Альтернатива» с Юлией Будеч по средам в 20:00 на ТВ8. Am fost lângă tine când îți cereai dreptatea în stradă. Ți-am fost alături când luptai pentru libertate. Da, băi, sărbici, ține jos, gata. Toți care au furat miliardul, toți mirușini. Am pus întrebări. Dar sunt deputați care nu se văd. Asta de la telefonul meu. Nu
capul ei. Hai, băieți! Am vrut să vă întreb dumneavoastră de unde interveniți, din Monaco, Orhiei, Israel. Și am aflat răspunsuri. Am analizat, iar tu ți-ai făcut concluzii. Nu mă opresc. Vineri la TV8. Întreabă Ghețu, ora 20:00. Ca să faci alegeri corecte, trebuie să fii informat. Veronica Gerbovescu, de Start agende informaționale la știrile amiezii, de la ora 12:00. Transmisiune în direct, evenimente care se întâmplă acum. Știri descoperite și investigate de echipa TV8. O echipă curajoasă și liberă, care spune adevărul așa cum este el. Subiecte care te privesc, care te inspiră, care îți dau putere să mergi înainte. La 19 fix ești gata pentru cel mai important buletin de știri al zilei. Angela Gonța îți spune bună seara. Încep știrile TV8. Sunt știri despre tine. Informații care îți schimbă și marchează viața. La ora 22, facem sinteza zilei în limba rusă cu Iana Stepanenko și Iulia Budeci. Răspundem la întrebările adunate peste zi. Iar tu îți faci concluzii. Iar duminică la ora 19, îți oferim o analiză a celor mai importante subiecte ale săptămânei, prezentate de Natalia Ghețu. Știrile se întâmplă la TV8. Are sute de mii de urmăritori pe rețelele sociale. Interviurile lui sunt privite de sute de mii de oameni. Invitații lui sunt cel mai greu de abordat. Întrebările lui sunt directe și incisive. Este onest, de încredere, curajos. În fiecare marți. Continuăm discuțiile în platou. Neapărat vom discuta în continuare și despre prima casă, pentru că mai multă lume ne scrie, e o temă dureroasă. Dar vreau să fac o precizare, pentru că l-am întrebat pe domnul Marian privitor la cetățenii care sunt deconectați de la sistemul centralizat de încălzire și erau obligați să achite o taxă către termoelectrică. Dumnealui mi-a scris între timp că de la 1 mai cei care vor refuza să folosească încălzirea centralizată nu vor trebui să plătească factura. Deci precizarea am făcut-o pentru cei care ne urmăresc. Până a trece să discutăm și despre prima casă mai profund și mai detaliat. Dar haideți ca să termin, că se termină gândul, da? Că persoana respectivă nu mi-a oferit posibilitatea prin comportamentul său mai puțin adecvat. Deci eu ceea ce vroiam să spun, da? Deci oamenii care au venit noi la guvernare atunci când au pornit la Sankt Petersburg să ducă tratativele, trebuia să renunțe la formula bogată, nouă, la toată lumea în gât, a lui Ceban cu Dodon. Când, atunci când ne-au legat de prețul de bursă. Invitați-l pe, sau mergeți cu corespondenții la Ceban. Ceban va veni mâine la emisiune, fac o precizare și cu siguranță toate răspunsurile și întrebările vor fi adresate mâine de colegul meu. Mă rog, eu n-am de gând să vorbesc cu dânsul, cu dânsul trebuie să vorbesc cu procurorii. Am spus asta de mai multe ori și dânsul lui special. Deci, lasă să spună, pentru că el a spus asta public, că ceea ce am făcut, eram să mai fac o dată, oricum, da? Deci cu prețul ăsta pentru bursă. Prețul de bursă este prețul de speculanță. Acum vorbesc în termen bun a cuvântului. Da? Speculant, pentru că se cunoaște foarte bine că la bursă sunt speculanți. Speculanți pe prețuri. Noi nu aveam ce să ne legăm de preț de bursă. Noi aveam contract pe mai mulți ani. Asta ca să înțeleagă toată lumea, de pildă. Iată, eu cumpăr uleiul la Piața Revenco, da? Îl cumpăr uleiul cu, acum e 170. La da, fără publicitate. Acum e 170 de lei, 5 litri, da? Eu mă duc și cumpăr 5 litri de ulei, cu 170 de lei. Deci, este un preț de piață, într-un fel. La alte piețe sunt de 180, de 190, 200 de lei. Dar în mai multe sate și orășele mici, lumea nu cumpără de la piață. Da, își dă răsărită și de acolo se duce la, cum se zice, la satul Loiniță și de acolo, de la Loiniță, iau cu, să zicem, 80 de lei. Același bidon de 5 litri. Omul celălalt, deci, normal procedează, da, scuzați-mă de tautologie. El doar nu se duce la piață. Dar eu sunt nevoit să mă duc la piață și mă rog, asta mă constrânge în un fel în alte cumpărături. Iată și noi trebuia să mergem acolo unde ne se dă un preț normal, așa cum se duc și alte țări. Spune foarte scurt. Noi am avut două opțiuni. Sau
facem și ne desfășurăm în 700 și încheiem cu Gazprom un contract de lungă durată, procurarea gazului la un preț contractual, sau mergem la un preț flotant care schimbă în fiecare lună și depinde care ne dă bătăi de cap. Noi aveam și nu știu dacă am avut posibilitate, părerea mea că nu prea era posibil. Noi aveam atunci contracte care se prelungeau cu un an de zile, da? Și nu era nicio problemă. Nu era nicio problemă. Deci Gazprom ne-a schimbat contractul. Asta și noi, apropo, că dumneavoastră în prima sau a doua parte a emisiunii ați spus că noi, domnul Ionis, a spus că atunci când prețul la gaz era micuț. Deci, lumea ca să cunoască toată lumea din Moldova. Noi niciodată n-am achitat preț mic la gaze. Da? Nu, eu spun... Niciodată. Nu, din 2010 până în 2020, prețul la gaz achitat de Republica Moldova a fost egal cu prețul la gaz achitat mediu contractual pe Europa. A fost egal. Da. Și noi asta a fost până în 2004, până în 2005, noi am achitat pentru gaz și până la 4 ori mai ieftin decât prețul mediu european contractual. Din 2005 Gazprom a spus de azi înainte veți plăti prețul european. Ne-au dat 5 ani de tranziție până în 2010 și din 2010 până în 2020 am achitat prețul mediu european. Ce a fost din 2017 până în 2020, bursa oscila foarte repede, inclusiv contractele, și era perioade când prețul contractual era de 2-3 ori mai mic decât în Moldova și era perioade când invers. Dar mediul a fost media europeană. Noi n-am avut un preț mai mic decât Moldova. Dar important este că în acele condiții moldovenii, care era meritul moldovenilor, și noi cu asta ne puteam mândri, într-un fel eu mândri, că noi, așa cum suntem noi săraci, achitam, rata achitării era 99,5% la populație. Acum, ăștia care au plecat din emisiune, ne-au băgat pe gât, o să ne bage acum 26 de lei. Pentru că, corect a spus domnul Liviu, pentru că comisia respectivă o să impună ANRE-ului ca să impună în favoarea Gazpromului tariful. Retroactiv încă. Ceea ce am vrut să spun, aveți dreptate că metoda de calculare a tarifului care a fost prezentat cu mare fast în toamna anul trecut, precum o reușită că la propunerea Republicii Moldova a fost inclus în contract de fast, a fost cea mai mare greșeală care au putut o să fac cei care au mers la negocieri. Și era făcut în spatele Ucrainei care lupta atunci cu Rusia. Întrebarea este de ce nu se încearcă? Exit că nu se vorbește nimic despre corespondență cu Gazprom, să se încerce a renegocia acest contract. Pentru că noi deja două clauze le-am încărcat. Datorii curente am adunat, chiar dacă și asta încalcă clauzele contractuale, și a doua auditul. Noi stăm pe un fir de ață și nu știm în orice moment am putea să ne trezim că în general rămânem fără gaz. Iar reprezentanții guvernului am putea, în situația când cumva încă vara, dar în toamnă... Păi anume despre asta vorbim, că de pe acum ar trebui guvernul deja să interacționeze, să încerci să solicite revederea contractului, să găsească soluții, pentru că noi riscăm în toamnă atunci când o să dorească să destabilizeze situația, iar ușor spun, avem o relație neprietenoasă din partea Federației Rusă. Aici dacă spate o secundă. Deci noi, într-adevăr, în toamnă putem să avem o problemă, două probleme, și sunt legate de doi factori. Primul factor, noi ne-am angajat în cadrul contractului că nu vom crea datorii curente. Noi le creăm. Și noi ne-am angajat că până în luna mai rezolvăm problema cu datorii istorice. Că noi n-am rezolvat-o și Gazprom s-a făcut că a uitat. Nu, nimic, dar ea este. Ce a făcut guvernul? Că au făcut și ceva. Deci noi acum primim suport financiar de la partenerii noștri externi ca să facem achiziții de gaz într-o perioadă mai bună, sperând, am o perioadă bună noi, și să-l stocăm. Am o întrebare mea este, cine va face achiziții? Cum va fi făcute? Nu vor fi iar dosare penale după asta și unul îl vom stoca. Deci, astea sunt întrebările care noi trebuie să le spunem. S-a creat în Republica Moldova o bursă, din păcate, la noi se merge până când se evită bursa, se încearcă de a merge fără bursă, dar cel puțin există o finanțare de 300 de milioane, dacă nu mă înșel, de euro, pentru ca să acumulăm niște stocuri de gaz în eventual. Da. De asta apropo, nu da. Spuneți de bursă, da. Și de prețul de bursă și de relații de bursă pe piața gazieră. Iată, uitați-vă. Cineva o să poată să răspundă la o întrebare. De pildă, noi suntem subjugați de Gazprom, direct. Toată lumea cunoaște acest lucru. Noi avem acum peste 9 miliarde jumătate dolari. 9 miliarde jumătate dolari. Datorie Moldova Gaz față de Gazprom.
o sumă imensă. Noi avem posibilitatea ca să scăpăm de aceste datorii printr-o normă legală. Eu am în vedere norma de lichidare a acestei întreprinderi. Toate legile sunt pentru acest pas. Toate legile din Republica Moldova spun clar foarte bine că respectiva societate pe acțiuni Moldova Gaz trebuie să fie lichidată. Pur și simplu, pentru că ea are valori nete de ale activilor negative. Și deci respectiv, în momentul în care se ridică un acționar, Pietcov Alexandru, la ședința Consiliului, Adunării Generale Acționarilor și propune acest lucru, reprezentantul guvernului votează împotrivă împreună cu reprezentantul Gazpromului și a Transnistriei. Acum cineva poate să explice logica guvernului în acest caz? Care este logica? Deci îi se dă guvernului un pas, un colac de salvare și reprezentantul guvernului votează ca așa de o mână cu reprezentantul Gazpromului care are în altă mână și tablița Transnistriei. Cum este? Noi unde trăim? În ce hal fără de hal? Dacă era reprezentantul... Păi el habar nu are, sunt incompetenți. Era să vă răspundă, dar pentru... Da. Dar eu vă spun că ei de când au venit, ei lucrează pentru Gazprom. Dar vreau să revenim totuși la acest preț de 26 de lei. Domnule Ionit, să înțelegem că iarăși urmează un nou val de scumpiri în lanț. Haideți să luăm așa, ce scumpiește? Cu produsele noastre. Prima ce scumpiește, evident, în primul rând, este căldura pentru cetățeni. Asta vorbim de Chișinău, Bălți și alte orașe care au căldură centralizată. A doilea ce se va scumpi e energie electrică. Din ce cauză? Că noi energie electrică, 25% din energie electrică care consumăm, o consumăm din gaz. Iar în prețul energiei electrice, 60% din prețul energiei electrice este gazul. Deci dacă gazul se scumpiește, aici e foarte simplu, cu 45%, da, ți-am zis că e simplu, noi trebuie să scumpim energia electrică cu aproape, da, să vă dau cifra exactă, 60 ori 45, cu 27%. 27% energie electrică care este livrată către companie. Și amuia, dacă noi scumpim energia electrică cu 27%, asta e 25%, e nu-i mult, cu 7%. Ce spuneți 27%? Noi din produsele alimentare? Nu, fără transnistă. Produsele alimentare? Eu vorbesc de energie electrică produsă în Republica Moldova. Noi mai avem problema că energia electrică importată sau energie electrică procurată din Stânganistru. Noi încă și acolo n-am rezolvat problema. Deci noi, pe la energie electrică, încă n-am ajustat tarifele, deci încă trebuie să le majorăm. Mai avem amuia o presiune că au crescut, crește prețul la gaz. Când crește prețul la gaz, vine termoelectrica și solicită majorarea prețului la energie electrică. Ei vin de energie electrică mai scump la, să-mi dăm numele operatorului, vin de la operatorul de distribuție din Moldova și așa vine la ANRE și spune că eu cumpăr energie electrică mai scumpă, mărește tariful pentru populație. Acum cu produsele. Cu produsele, foarte multă lume crede că să scumpiezi produsele care îți produc din gaz. Nu este adevărat. În condiția când la tine crește costul vieții, tu mărești produsele, chiar dacă tu nu produci gaz. Simplu spus, o băbuță care o sămănat porumb și vrea să vândă porumbul, e nu pus nici gaz, nici nimic, dar e știi că el anul are de achitat factură și el îți va majora prețul la produse din simplu motiv că la tine prețurile cresc. Deci creșterea prețului generează creșteri de prețuri. Și dacă vreți să mă întreb ce va crește, vor crește toate prețurile. Sunt prețuri care depind direct de către gaz și vă le-am dat care sunt. În Moldova, fiindcă noi nu avem economie, că e omorât economia, la noi gazul este mai degrabă un efect social. De ce social? Creșterea prețului la gaz generează prețuri pentru populație. Și acum, din punct de vedere politic, domnule Vov, că noi cumva săptămânile trecute, probabil în toate platourile TV, se vorbea despre statutul de țară candidată UE, că l-am obținut. Pentru că cumva lumea s-a bucurat. Iată, nu credeți că prețurile care au crescut și care cu siguranță vor mai crește, vor umbri toată această euforie? Statutul de țară candidat este un lucru benefic și un pas înainte pentru Republica Moldova. Însă știți care este problema? Când în 2014 am obținut regimul liberalizat de vize și toți am spus, uite ce faci, după aceea s-a asociat cu furtul miliardului.
Acum statutul riscăm să fie asociat cu majorarea galopantă a prețurilor și respectiv guvernul trebuie să se implice mult mai activ în stabilizarea acestui lucru. Și domnul Ionit spune de agenții economici, dar inclusiv în februarie, noi de când au venit compensațiile pentru persoane fizice, spuneam trebuie compensații și pentru agenții economici care folosesc gazul. Trebuie. Au zis că ei mai întâi se axează persoane fizice peste două luni. Au venit și compensații pentru agenții economice abia în luna februarie. Acum același lucru, dacă noi vedem că sunt aceste majorări, perioada de vară, consumul cel mai mare este la agenții economice, respectiv guvernul ar trebui să vină cu anumite soluții pentru a susține aceste agenții economice care folosesc gazul. Asta ar fi în prima etapă. În a doilea rând, cei ce vorbeau despre lemne, că atunci nu am reușit să mă expun. De fapt, în Republica Moldova, acum este o criză de lemne. Oamenii chiar se bată la propriu prin păduri, în sate, pentru a procura lemne. Însă această criză a fost făcută una artificială și am indicat Agenția de Mediului și Ministerul Mediului, pentru că autorizația de tăiere pentru trimestrul 1 și trimestrul 2, care trebuiau să fie date în luna ianuarie, ele au dat pe 15 mai. Și iată, acum s-au apucat să taie la greu în păduri și ceea ce este o crimă, împotriva vegetației, este afectat și fauna și flora este afectată. De asta aș spun. Și asta a fost făcut artificial pentru că s-a dat cum foarte mare, cu 5 luni întârziere, s-a dat autorizația de tăiere pentru aceste lucruri. Asta vorbește de capacitatea de previziune a guvernării, pentru că atunci când iai decizii referitor la energie, trebuie să știi că chestia asta e legată direct cu faptul că lumea o să ducă în păduri să taie pădurile. Asta este. Atunci trebuie să te gândești. Da. Păi nu, domnul Petru, dar și ce spune despre prețul la lemn, anume din cauza deficitului de lemn, tot a influențat creșterea galopantă a prețului la lemn. Dar atunci când noi 5 luni de zile nu am avut lemne și toți au început să le caute la greu, crezând că nu o să mai fie ingenie. Dar din cauza s-a dus să le caute? Pentru că, iată, de pildă, cum și din cauza că vedeau că prețurile vor crește și la gaz va crește. Păi normal, eu asta și vorbesc, că nu au capacitate de previziune, pentru că dacă aveau capacitate de previziune, atunci, în aceeași clipă, când se prevedeau că o să crească și atunci o să fie tăieri licite, se ducea la poliție, se ducea la inspectoratul de mediu ca să păstreze aceste păduri. Acum cine face? Nu vreau să devin de la subiect, dar am sunat, pentru că vă spuneam că am făcut un material, am sunat la inspectoratul, la inspectoratul ecologic de stat, cei de la ecologic de stat îmi spună sună la Molțiva, pădurarul și nu mai dai de capăt. Și bine că nu v-au spus că, doamnă Ghețu, deci un lanț dar scuzați, dar dumneavoastră ce nu trăiți în statul nostru, nu vedeți cât e de rău, cum trăiește lumea? Hai lăsați-i pe dânși, măcar să taie, măcar ceva. Bine că asta nu v-au spus. Acum aș face un comunicat simplu unde aș spune că Republica Moldova anual este de ofreșat. În condiții legii. Noi nu vorbim de defrișări ilegale acum, da? Noi vorbim de defrișări legale care trebuie făcute după toate regulile. Anual se defrișează 1 milion de metri cubi, da? Anual. Anul acesta, noi în primele luni, am reușit să defrișăm. Da, el a spus că eu nu știu și scladometru. Deci scladometru, da. Bun, dar problema că anul acesta, noi în primele luni, în general, nu am tăiat, i-au blocat, da, și autorizația le-au dat exact. Mai târziu. Și se explice că, uite, acum se va reuși următoarele luni atâta de făcut. Alt poveste este. Putem noi estima, că spune că nu trebuie să discutăm, să nu agităm oameni, dar noi putem discuta la modă serios consumul anul ăsta de lemne, dar va crește sau nu va crește? Ce se întâmplă, va exact. Crește sau nu va crește? Că omul nu e matematician, omul nu e inginer. Dar mie mi-a luat vreo 10 minute ca să aflu cât energie, cât căldură dă 1 metru cub de gaz. Apropo, și cu căldura care dă 1 metru cub de gaz, dumneavoastră ca acționar la Gazprom, trebuie să știți că la Moldova Gaz, trebuie să știți că în regulament, în 2019, s-a introdus că valoarea calorică poate fi de la 8,6 până la 14. Adică NIE poate să-mi vândă gaz cu o diferență de calitate de aproape 2 ori. Depinde de temperatură. Și amuia întrebarea este de ce eu cumpăr gaz la metri cubi și nu cumpăr gaz la valoarea calorică. Eu energie electrică o cumpăr la valoarea calorică. Dar pentru că nu vreau cumva cei de acasă să creadă că noi doar criticăm aici. Domnule Vovc, de multe ori spuneați că iată, platforma a venit în noiembrie a venit cu această propunere, în decembrie cu această propunere. Dacă ați fi fost la guvernare, ce ați făcut altfel astăzi, în acest moment, dacă v-ați fi pomenit cu un război?
cu pandemie, cu creșterea prețurilor, trei lucruri care le-ați făcut. Situația actuală cred că ar fost alta dacă era și platforma, da, deoarece negocierile cu privire la contractul la gaz aveau să fie cu totul altfel. Noi încă de atunci am îndemnat guvernul în cadrul negocierilor să explice cât de important este să folosească asul de mânecă Transnistria. Dar în realitate noi ce avem? Ei nu au negociat și nu au folosit acest lucru în cadrul negocierilor, dar le oferă pe tavă tot ce au nevoie Republica Separatistă, îi oferă pe tavă tot. Uzina de la Râmnița, poftim autorizații de mediu. Impozitarea produselor petroliere în Transnistria? Nu, noi nu avem nevoie de să vă impozităm. Noi, la prețurile vechi, pierdeam jumate de miliard de lei anual, la prețurile noi pierdem aproape la 800-900 de milioane de lei. Anul acesta vom pierde numai din cauza că nu se impozitează produsele petroliere din Transnistria. Dar schimburi pentru Transnistria electricitate, adică felul în care se negociază, soluțiile care se oferă. Importuri prin Moldova? Ce s-a făcut acum o săptămână de zile? În genere e crimă? E crimă? Deschiderea de conturi bancare în valută în băncile din Republica Moldova pentru Transnistria. Deja din câte știu le-au permis prin Comisia Situației Excepționale. Domnul Pietcov, acolo e o chestiune care din nefericire sună cam cum spune domnul Pietcov, deci e scris foarte șmecher. Hai, mai puțin de e scris într-un format foarte interesant. Deci vor fi autorizați agenți economici care în numele lor, mai scurt, au voie să aibă conturi în valută. Dar e scris într-o formulă tare interesantă. Cu abatere de la lege privind prevenirea spălărilor banii. Adică vom încălcați legea asta. Deci noi, așa scrie, deci cu abatere de la legea aceasta și până la urmă... Adică o introdus starea de urgență în Republica Moldova. Pentru procurori să fie mai greu de explicat ca să ai trădare de patrie. Da? Da? Doamne Ghețu, au introdus starea de urgență în Republica Moldova ca să faciliteze viața în Transnistria. Nu numai viața, dar contrabanda. Vă spun direct, de ce să nu? Aveți dovezi, domnul Pietru? Care ești dovezi? De obicei... Dar eu vin cu toate dovezile, că domnul Ioniță cunoaște acest lucru. Mai puțin lume vorbește despre asta. Asta e problema. Dar e grav de tot ce în regulament care a fost votat, e scris într-așa o manieră. Acum o săptămână de zile, când ultima ședință era a comisiei, au introdus starea de urgență ca să faciliteze contrabanda în Transnistria. Da, asta da, să facem. Da, să finalizez gândul. A doilea lucru. Ceea ce am spus din start. Comisie specială pe lângă Ministerul Economiei de monitorizare a prețurilor produselor alimentare. Noi lucrul ăsta nu-l avem. Noi ne-am trezit peste când deja a crescut prețul la ulei, că trebuia să intervină Comisia Situației Excepționale ca să reducă înapoi prețul la ulei. Dar ar trebui să fie această comisie care să monitorizeze în timp real toate prețurile la produse alimentare și atunci când văd că ceva se întâmplă sau că sunt anumite înțelegeri, să intervină ca să stopeze aceste majorări. Și în ultimul rând, dacă era platforma DA în Parlament, eu sigur că legea cu privire la produsele petroliere nu avea să fie votată. Iar asta pe noi ne afectează deja de 9 luni de zile ne afectează și ne se încearcă a prezenta că este o lege foarte bună, însă în realitate prețurile din Republica Moldova tot timpul erau cu mult mai mici decât prețul din România. Iar acum ne trezim că în România, unde acciza e mai mare, prețurile sunt mai mici decât în Republica Moldova datorită proiectului de lege fenomenal care a fost votat la începutul nouului. Deci, atunci când tot greșește, se întâmplă. Și un ministru, dar dacă omul a făcut ceva și nu pățește nimic după asta, așa e o problemă. Uitați, noi avem în legea aceea băgată chestiune, produs petrolier, certificat în Uniunea Europeană. Deci el e certificat cu laboratoare care costă sute de mii de euro. Noi am votat. Când ajunge în Moldova, trebuie să-l certifice unul de-a nostru. Sunt și așa la că e probieta, nu știu ce face. Și încasează bani. Pe o mașină, mi-au spus acolo suma, nu vreau aici să dau eroare în emisiune. Amu, era prevăzut, fiți atenți! Eu spun, băi, anulați, vom anula de la anul nou. Și la anul nou, băi, anulați-o acum, deci anul trecut. Anulăm de la anul nou. La anul nou, bagă prin lege prin care anulează anularea anulării. Deci asta mai departe. Până în ziua de azi, fiecare firmă petrolieră, când aduce o mașină de petrol, trebuie să plătească bani ca să obțină un certificat pentru petrolul care a fost certificat în Uniunea Europeană. Și acum, se adună milioane de lei. Spuneți-ne, vă rog, cineva în țara asta a să răspundă pentru asta? E că pentru ce noi plătim milioane de lei unuia care ne certifică un petrol care are certificat în Uniunea Europeană? Da. Ca să mai adăugăm, și această companie este una privată.
Da, pentru că chiar dacă Agenția pentru Protecția Consumatorului are tot utilajul ca să facă acest lucru, certificarea este făcută de Agenția Privată. Deci, tu ai țară care produce în Uniunea Europeană și care îți dă certificat și nu ai votat o lege. Domnule Ioniță, da, dar continuăm discuția după scurtă pauză de publicitate și vreau să ne spuneți după scurtă pauză de publicitate cu cât s-ar putea scumpi gazul lichifiat în condițiile în care vom plăti mai mult pentru gaz. Nu știu dacă, în ce măsură vom fi afectați și taximetriști, dar continuăm și despre prima casă vreau să discutăm după o scurtă pauză de publicitate. Am fost lângă tine când îți cereai dreptatea în stradă. Ți-am fost alături când luptai pentru libertate. Da, băi, sărdici, ține jos și gata. Toți care au furat miliardul, toți, mirușini. Am pus întrebări. Dar sunt deputați care nu se văd. Asta se debate, nu capul ei. Hai, băieți! Am vrut să vă întreb dumneavoastră de unde interveniți, din Monaco, Orchei, Israel. Și am aflat răspunsuri. Am analizat, iar tu ți-ai făcut concluzii. Nu mă opresc. Vineri la TV8. Întreabă Ghețu, ora 20:00. Ca să faci alegeri corecte, trebuie să fii informat. Veronica Gherbovescu, de start agenda informaționale la știrile amiezii, de la ora 12:00. Transmisiune în direct, evenimente care se întâmplă acum. Știri descoperite și investigate de echipa TV8. O echipă curajoasă și liberă, care spune adevărul așa cum este el. Subiecte care te privesc, care te inspiră, care îți dau putere să mergi înainte. La 19 fix ești gata pentru cel mai important buletin de știri al zilei. Angela Gonța îți spune bună seara. Încep știrile TV8. Sunt știri despre tine. Informații care îți schimbă și marchează viața. La ora 22, facem sinteza zilei în limba rusă cu Iana Stepanenko și Iulia Budeci. Răspundem la întrebările adunate peste zi. Iar tu îți faci concluzii. Iar duminică la ora 19, îți oferim o analiză a celor mai importante subiecte ale săptămânii, prezentate de Natalia Ghețu. Știrile se întâmplă la TV8. Are sute de mii de urmăritori pe rețelele sociale. Interviurile lui sunt privite de sute de mii de oameni. Invitații lui sunt cel mai greu de abordat. Întrebările lui sunt directe și incisive. Este onest, de încredere, curajos. În fiecare marți, de la 20:00. Freedom cu Dorin Galben. Doar la TV8. Яркие события, о которых невозможно молчать. Достоверные факты, которые не утаить. Чем запомнилась уходящая неделя? По субботам в 22:30 подводим итоги с Юлией Будич. Не пропустите на ТВ8. Natalia Ghețu și în fiecare duminică de la ora 19 facem sinteza săptămânii. Îți arătăm realitatea așa cum este ea. Duminică, ora 19:00. Sinteza cu Natalia Ghețu. Непростые и поистине судьбоносные решения требуют весомых аргументов и исчерпывающих ответов. Итак, хочу начать, пожалуй, с главной темы. Радуюсь и плачу. Чтобы внести ясность в события минувших дней. Спасибо, правда, Молдавии за все, что сделали. Два слова буквально. В чем мы отстаем, с чем нам нужно еще справиться? Кто-то наживается, а мы виднеем. Кто на сегодняшний день выступает в роли этого щита? Все это шокирует, и я не знаю, как дальше жить. Смотрите программу «Альтернатива» с Юлией Будеч по средам в 20:00 на ТВ8. Am fost lângă tine când îți cereai dreptatea în stradă. Ți-am fost alături când luptai pentru libertate. Da, băi, sărbici, ține jos, gata. Toți care au furat miliardul, toți, mirușini. Am pus întrebări. Dar sunt deputați care nu se văd. Asta se debate, nu
capul ei. Hai, băieți! Am vrut să vă întreb dumneavoastră de unde interveniți, din Monaco, Orhei, Israel. Și am aflat răspunsuri. Am analizat, iar tu ți-ai făcut concluzii. Nu mă opresc. Vineri la TV8. Întreabă Ghețu, ora 20:00. Ca să faci alegeri corecte, trebuie să fii informat. Veronica Gerbovescu, de Start agende informaționale la știrile amiezii, de la ora 12:00. Transmisiune în direct, evenimente care se întâmplă acum. Știri descoperite și investigate de echipa TV8. O echipă curajoasă și liberă, care spune adevărul așa cum este el. Subiecte care te privesc, care te inspiră, care îți dau putere să mergi înainte. La 19 fix ești gata pentru cel mai important buletin de știri al zilei. Angela Gonța îți spune bună seara. Încep știrile TV8. Sunt știri despre tine. Informații care îți schimbă și marchează viața. La ora 22, facem sinteza zilei în limba rusă cu Iana Stepanenko și Iulia Budeci. Răspundem la întrebările adunate peste zi. Iar tu îți faci concluzii. Iar duminică la ora 19, îți oferim o analiză a celor mai importante subiecte ale săptămânei. Continuăm în discuțiile în platou. Domnule Ioniță, vă întrebam cât s-ar putea scumpi gazul lichefiat. Deci chiar nu o cunosc prea mult. Știu că există o legătură directă dintre gazul lichefiat și gazul ăsta care o avem noi. Nu cunosc prea multe. Mi-e greu să mă expun. Deci chiar mi-e greu să mă expun. Și azi am dat atâtea știri negative că dacă mai spun și aici chiar să vă scumpie, cred că nu mă pot duce acasă. Atunci, sigur, cu gazul metan, dacă o scumpească, o să o scumpească cât dorește Moldova gaz, cât o să o scumpească. Da, și vreau să continuăm discuția cu prima casă, pentru că vorbeam anterior despre acest subiect. Ne scrie mai multă lume, ne-au scris mai mulți tineri care au luat credite că nu știu cum vor face față. Și, domnule Ioniță, a crescut rata dobânzii cu 5,35 puncte procentuale și vă spuneam că mai multe familii sunt disperate. Ce se întâmplă și care ar fi soluția? Soluția ce nu prea ai, că haideți să luăm din întâi ce s-a întâmplat în Republica Moldova. Noi am avut anul 2020-2021, în special 2021, când am avut așa o explozie a pieței imobiliare, dobânzile bancare erau mici, veniturile populației destul de bine au crescut și noi în 2021 am avut cea mai mare creștere a apartamentelor. Guvernul a încurajat creditarea ipotecară vreo 4 ani de zile. Noi avem vreo 8.000 de familii care au luat ipotecă, dar mai avem, pe lângă aceste 8.000 de familii, noi mai avem încă, să nu uităm că apartamente noi în Republica Moldova se vând cam 6.000 pe an. În total, mă, vreo 30.000 de apartamente vândute. Asta înseamnă că mai avem altele vreo 20 ceva de mii de apartamente, dar chiar sunt mai multe, 30.000 care au fost în afara creditelor imobiliare, în afara creditelor ipotecare, dar tot luat, nu prima casă, s-au luat credite ca să cumpere apartamente. În contract era prevăzută această normă. Acum la familii crește presiunea, da? Undeva crește cu 20-30%. E foarte greu. Depinde. O familie mi-a scris, nu vreau să dau numele, am luat credit, rata s-a mărit de la 6.700 până la 10.200. Da, cam așa. Depinde, că aici diferă rata, deci eu nu pot da cifra exactă, diferă rata în dependență de care a fost suma inițială plătită și care este compensația din partea statului. Acum, ce poate face statul? Da? Ce poate face statul? Prima ce va putea face la familia acestea să le plătească compensație prin diferența de creștere de preț. Sau cel puțin statul vii cu partea lui de contribuție, adică să ia partea lui din această creștere, spune eu vă achit jumătate din creștere. Eu mai tare mă îngrijorez de aici la alți care nu au participat la prima casă, deci omul vrea să participe la prima casă, n-a reușit să participe, dobânda era atractivă și adus acum a crescut rata fără a avea nici un fel de sprijin din partea statului. La mine astăzi au venit bugetari, tot exact cu aceeași întrebare, că toată lumea acum s-a agită, eu mă tem când văd atât agitație, spun domnul Ioniță, eu cu soția suntem bugetari, noi am luat apartament, am aplicat la prima casă și ne spune așteptați dosarul. Tot așteptați dosarul, așteptați dosarul. Eu mi-e interesant să aflu de la oficiali câte dosare ale persoanelor eligibile sunt acum pe rol la instituție. Ce sunt? Din cauză. Guvernul, când a introdus prima casă, eu atunci,
cam public, mi-e place să scriu ca să nu zică lumea că deși domnul Niță vorbește acum, nu atunci. Când guvernul a produs prima casă, eu am salutat această inițiativă, am considerat că una e bună. Dar am zis, fiți atenți, voi introduceți și puneți criterii de eligibilitate și aveți un risc că vor veni cu mult mai multe persoane decât voi le puteți da. Deci criteriile trebuie să fie într-așa o măsură că puteți da la... Dacă vin mai mulți decât voi puteți da, e corupție. Dacă la unul îi dai, la unul nu, cel care îi dai vine și îți mulțumește. Și noi acum avem persoane eligibile, bugetari, care au aplicat la prima casă, stă dosarul lor acolo și nu primim bani. De aceea noi când vorbim de compensație, noi trebuie să vorbim de cei care deja sunt în programul prima casă și întrebarea mea fundamentală. Dar ceilalți care sunt eligibili și nu au fost introduși în prima casă, în baza la ce nu au fost introduși? Din ce cauză? Cum să decesc? Da, okay? Dar dumneavoastră spuneți ce putea să facă statul și eu spun că ce statul face, de pildă, da? Noi trebuie să știm că din cei 8.000 de persoane, 8.000 de familii, da, care au ales prima casă, eu cred că majoritatea sunt, în afară de faptul că sunt bugetari, dar majoritatea încă mai sunt profesori la universități. Și noi vedem ce face statul. Dar statul acum lichidează universitățile. Acolo unde lucrează o parte din persoanele respective. Și iată, absorpție, noi, domnule Petcov, nu e lichidare. Prin lichidare. Deci lichidarea prin absorpție, da? Sau absorpție prin lichidare, e unul și același lucru. Și în analiza de impact, apropo, iată, eu am aici, special m-am pregătit de chestia asta, o am permanent cu mine. Aici scrie foarte negru pe alb, foarte clar, că vor fi și, cum să zic, lichidări de personal. Lichidări de personal. Domnul Petru, am discutat acest subiect vinerea trecută și cumva cei de la guvernare ne-au dat asigurări că profesorii care, instituțiilor cărora vor fi absorbite, vor fi încadrate în câmpul muncii. Nu știu în ce măsură, urmează să vedem. Va fi concurs, nu va fi concurs, pentru cumva și această reformă este în ceață învățământului superior. Că ați spus că nu știți dacă, dar eu vă spun ceea ce scriu ei. Nu știu dacă au citit ei ceea ce au scris. Dar ei aici au scris că una din problemele care duce la lichidare sau la absorție, economiști dumneavoastră, este 20% din profesori care au peste 60 de ani. Vă dați seama la ce se gândește omul? Deci, eu nu știu când ați învățat dumneavoastră, dar eu, de pildă, când am învățat la Universitatea de Stat din Moldova, noi ne mândream de profesori care aveau peste 60 de ani. Deci când are, să zicem, un stomatolog 60 de ani, asta într-un fel așa, știi, omul totuși are un tremor, nu știu cum, și acolo mai puțin atent. Dar când un fizician, matematician, un istoric are peste 60 de ani, asta este o comoară, domnilor. Dar este o comară. Dar când un agronom are peste 60 de ani... Dumneavoastră, vedeți avantaje în faptul că... Nu, niciun avantaj. În faptul văd că vor fi reorganizate... Nu mai haide să fără reorganizate, optimizate. Iată, eu țin în mână analiza de impact. Da, ia că tu aici. Ia că aici ei pun în cârca profesorilor finanțarea activităților de cercetare și inovare în Moldova, per capita, însumează aproximativ 6,6 de euro, fiind de 80 de ori mai redusă decât media europeană. Asta profesorii îți devină. Asta profesorii îți devină. Sau guvernul îți devină, da? Mergem mai departe. Uitați-vă, impactul fiscal a fost calculat din presupunerea că doar dacă vom absorbi 4 instituții de învățământ superior, atunci va fi o economie la buget de circa 85 milioane lei în 2 ani. S-au calculat, iar că după o formulă propusă de femeie. Păi, vedeți ce calculează ei? Ei calculează economii la buget în cazul învățământului. Dar cât spune economii pe învățământ, domnule? Dumneavoastră, cum vedeți această reformă a învățământului superior? Este una benefică sau nu? Domnul Petcov a trecut de la prima casă la reformă. Prima casă, ca să facem o concluzie. După mine este prea matur acum să venim cu foarte multe concluzii și vă explic din ce cauză. În primul rând trebuie să calculăm exact impactul pentru categoria ecologică în 2017 și 2018 și mai târziu. Doi, trebuie să vedem numărul de persoane care sunt legitime, este legea privind prima casă și ei sunt legitime, au depus dosarul și nu au primit dreptul de a beneficia de programul prima casă. Deci el e bugetar, legea spune că el poate apela la prima casă, apelat și a spus că așteptați. Cât să aștept până? Eu m-am luat creditul, eu achit creditul. Domnul... Și asta este a doilea. Și a treilea, de calculat suma de bani. Deci aproximativ deja poate fi de făcut estimările. Vă dați seama și dumneavoastră că la un 3.000 de lei pe
prin împrumut, dacă înmulțim 3.000 de lei cu 8.000 de lei, avem 24 de milioane de lei pe lună, înmulțim cu lume în lună 300 de milioane de lei pe an, avem o creștere. Am văzut că și domnul Chico a avut astăzi o postare. Dar ce trebuie primul lucru care cred că ar putea să-i facă acum este divizarea ratei la creditele ipotecare și la creditele de consum. Adică aici măcar DNM-ul ar trebui să intervină în prima etapă aici. Nu, dobânzile au crescut. Uite ce care e problema. Noi ne uităm la ăștia de la prima casă. Dar de ce ne uităm la prima casă? Și numai ăștia cetățenii noștri. Uitați-vă când s-a întâmplat criza imobiliară în România sau în alte țări. O ieșit în stradă toată lumea, nu cu programul prima casă. Deci noi acum avem sistemul nostru bancar s-a expus foarte mult la împrumuturile ipotecare. Cetățenii noștri au luat împrumuturi ipotecare. Fiți atenți. Dacă până în 2017 volumul total de împrumuturi ipotecare erau 3 miliarde de lei, acum sunt 12 miliarde. Deci noi, într-o perioadă scurtă, din 30 de ani de independență, 3 miliarde, soldul și apoi 12. Totuși, vă spuneam că doamna Gavriliță săptămâna trecută a cerut ministrului economiei să vină cu analize privitor la acest subiect. O așteptăm. Eu vreau să văd analiza. Am menționat că timp de o săptămână m-a mai rămas, nu știu, încă două zile și eu poate vedem această analiză. În afară de prima casă, ei cred că îți vor axa pe prima casă, ceea ce este o eroare totală. Deci noi trebuie să vedem prima casă, ăștia sunt primii oameni care trebuie, nu primii oameni, ăștia sunt oamenii care clar că trebuie ceva de făcut, că statul și-a luat un angajament în privința lor. Doi, persoanele bugetare eligibile care nu au primit prima casă și trei, persoanele care au luat un credit ipotecar, care sunt într-un grup totul cel mai bogat și care acum au o problemă din toate creditului. Ei viitorul realizează, noi am făcut nu pe ipotecă, dar în general persoanele fizice, am întrebat dacă au împrumutat la bancă și am întrebat dacă au o problemă cu întoarcele. 13% din oameni au spus că nu pot întoarce creditul de la bancă. Deci deja, înainte de scumpire. Acum, dacă facem un sondaj, mă tem că numărul lor va fi cum mai mare. Nu mai mare, da. Eu iată, vă ascult și sincer, vă spun, la mine totul plânge. Important să nu vărsați lacrimi. Nu. Voi așteptați de la cine? Iată, uitați-vă, impact din mediu. Iarăși dumneavoastră reveniți la subiectul. Dar o clipă, da. Nu, numai pentru cu fapte. Pentru cumva domnul Ioniță a închegat acest subiect la prima casă și cu siguranță domnul Ioniță și... Deci asta e o temă care doar, astăzi doar am început discuția. Am început și probabil până miercuri va veni și această analiză. Voi așteptați ceva de la oameni care la închiderea 5 universități văd un impact de mediu. Iată, poftim. Pagina 16. Uitați-vă. Domnul Popovici, se va îmbunătăți exact calitatea aerului, a solului, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și celor care afectează stratul de ozon. Se va fortifica biodiversitatea, flora și fauna. Despre ce vorbiți? Nu o să facă ei la prima casă. La 10 acasă nu o să facă nimic. Dar uitați-vă asta, iată, pagina 16, iată, poftim. Dar uitați-vă la proiect, este proiect, da? Am văzut acest... Avizarea, proiectul este plasat online, discutat cu reprezentanții sindicatelor de ramură, cu grupuri de reprezentanți universităților absorbite. Eu vreau să văd aceste grupuri care au spus da. Și după asta, uitați-vă, cu grupuri de studenți care tot vor să fie absorbite. Și esența proiectului prezentată în 3 emisiuni televizate la și Radio Moldova. Dumneavoastră, ce așteptați de la analfabeții ăștia? Cum poți vorbi? Ce vor face ei? Bun, domn Petco, dar tot și în proiectul de lege, în legea cu privire la prima casă, procentul... Cumva trecem de la prima casă la universitate. Să revenim. Sunt 3 puncte care calculează rata. Prima este rata de referință a BNM-ului. A doua este o marjă comercială de până la 3%. Da. Și a treia este coeficientul de garantare a guvernului. La moment e 0,5. Acum este marja prima ce putem, cu rata de referință. Am spus, creditele ipotecare de credit consum, dacă le divizăm, am putea să ajutăm un pic scadă. A doua este marja comercială. Acum e 3%. Dar au fost precedente, din ce m-am uitat doar în legile, în anii anteriori, a fost la 2%. Poate am putea să reducem la 1% anul ăsta ca să ajutăm cât de cât și consumatorii. Deci, astăzi am zis, doar introducem tema. Din ce cauză? Că legea spune 3%. E posibil că băncile nici una nu aplică mai mult de 2%. Înțelegeți? Adică tu poți să scazi, eu asta doar presupun, dar spre exemplu, legea îi permite 3%, dar el efectiv, deoarece a fost concurență, că a fost o luptă mare pentru credit ipotecare, e posibil că nici nu aplică 3%. De aceea, noi
eu cred că asta, tema asta, mă uitând după numărul de sunete care sunete, am, da. Și doar pentru la mesaje. Doar să începe. Am început să o documentez. Azi la 30 de ani am fost nevoit să le refuz. Zic, doar am început documentarea. Domnul Ioniță, mai bine să ne explice ca economie. Da, de pildă, ar trebui să cunoască acest lucru. Iar și revenință la universități. La universități putem vorbi cât doriți. Dar iată, domnul Ioniță, să ne spună. Băncile din pandemie, cu ce profit au ieșit? Mai mare. Mai ieșit mai mare. Nu, nu, nu vorba de mai mare. Dar cu cât mai mare? Suma exact nu știu. Suma exorbitantă. Da, 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 da. Suma este exorbitantă. Și această guvernare n-are niciun drept moral să se uite acum în ochii la aceste 8.000 de familii, să le spună, noi o să vă compensăm, nu o să compenseze nimic, uitați-vă ce scriu ei. Domnul Petru, pentru că reprezentanții partidului de guvern, okay, nu sunt aici în platou, vreau să fac o precizare. Deputatul Pasa, Dumitru Alaiba, privitor la acest subiect a programului Prima Casă, a menționat faptul că așa, trăim vreun complicat și acest guvern va face tot posibilul să ajute cât mai mulți oameni mai în aceste timpuri complicate. Unde a spus dânsul, dar eu cu păreri de rău nu vă pot spune concret când. Sunt timpuri complicate, crize pe care nu le-am putut evita, nu le-am provocat, dar le vom gestiona. Vom trece de aceste turbulențe împreună. Când nu este clar, dar... Așa au spus. Așa. Când nu este clar, cu păreri de rău dânsul a spus. Iată așa să spună toată lumea, să nu... Concrete urmează, o secundă. Detalii concrete urmează, dar acesta este în primul rând un apel la calm. Vom face maximum posibil. Da, da, da. Adică dumneavoastră... Așteptăm că a crescut din iulie, de la începutul iulie, lunii iulie deja... Dumneavoastră aveți salariul 8.000 de lei și vă duceți calm să achitați 8.000 de lei rata la Prima Casă. Dar să fiți foarte calm, iar că stimați popor. Eu cred că aici guvernul, dacă nu va interveni, efect domino, va fi cu mult mai grav. Deci, dacă ar trebui să aleg dintre caut bani pentru energie, pentru gaz, pentru Prima Casă, eu în primul rând aș căuta pentru cei care au luat credit ipotecare. Încă o dată repet, la noi piața ipotecară n-a existat. S-a dezvoltat în ultimii ani, cam brusc. Da? Cam brusc. Și acum se primește că dacă noi nu intervenim pe această piață, noi după asta ani de zile nu mai revenim. Și eu nu vreau să pățim cum s-a întâmplat în România, când au ieșit oameni în stradă. Bine, iar că dumneavoastră spuneți că de pildă, eu aș fi foarte mai, nu vreau cuvântul ăsta radical, dar mă rog, la adresa guvernării. Haideți, bine, vorbim la altă temă despre care am vorbit. Eu vă spun că dânșii prin înșelăciune, în primul rând, au venit la guvernare și prin înșelăciune guvernează. Poporul, iată, uitați-vă, numai o clipă. A fost alegeri. Numai o clipă. Da, prin alegeri, prin alegeri. Eu am spus de fiecare dată, corupția electorală prin care a venit Maia Sandu și Ilan Șor, diferă doar în bani. Domnul, atât. Numai o clipă. Iată, uitați-vă, da? Iată, eu am tradus special ceea ce au scris dânșii la Uniunea Europeană. La Uniunea Europeană, despre gaze, da? La chestionar. Răspunsul gaze. Dar nu vreau să sărim la un subiect la asta. Numai o clipă. Deci ce o scrisi despre tarife. Da. Tarife, da? Cuvântul cuvânt, mot-a-mot. Tarifele sunt transparente, nediscriminatorii, justificate și previzibile pentru fiecare activitate. În parte. Deci asta scriu ei la Uniunea Europeană. Niciun cuvânt că noi avem probleme cu Gazprom. Niciun cuvânt că Gazprom își bate joc de Moldova. Niciun cuvânt că Moldova nu poate rezista acestui război hibrid care duce Gazprom în Republica Moldova. Niciun cuvânt. Dar niciun cuvânt chiar vă spun. Iată, uitați-vă, este capitolul energiei la pagina 13. Deschideți și o traduceți, ea este pe pagina guvernului. Da, să revenim la ce să înțelegeți ce fac dânsul. Nu vreau să cumva Prima Casă, universități și toate luate împreună. Am văzut postarea domnului Chic, în care se menționa că mai peste 1500 de persoane deja au semnat petiția în care solicită guvernul să intervină. Da, invitați să domnul Chic, o lăsă urmează. Și... domnule Vov, ne-am putea pomeni cu aceste familii și în stradă, în condițiile în care, nu știu... Mai pentru rău, că ne-am putea să ne trezim cu aceste familii în stradă, nu la protest, dar în stradă, la propriu, că vor rămâne fără apartamente. Pentru că în cazul dat, dacă programul Prima Casă spune că dacă este imposibilitate de achitare, atunci statul să sumă achitarea creditului, dar ia apartamentul și îl vinde, respectiv persoana deja rămâne. Aici se implică altă problemă cu executorii judiciari. Și asta este o problemă extrem de mare. Și această guvernare care fuge din studiouri nu vorbește despre această problemă. Și nu vor să discute și lucrează pentru dânșii. Pentru că dacă ne băgăm noi în sfera asta unde lucrează executorii judecătoriești,
acolo e vai și amar de capul meu. Vai și amar de capul meu. Da, la administratorii... Eu sper foarte mult că n-a să ajungem la asta. Nu vreau să o spun. Cum să ajungem la asta? Nu, da. Nu, eu sper foarte mult. Și de acest motiv, guvernul trebuie să ia în serios subiectul cu credit. Cum? Și eu nu vreau să folosim noțiunea prima casă. Noi trebuie să vorbim creditele ipotecare. Prima casă este doar un grup micuț de cetățeni și ei nu sunt cu nimic mai frumos decât ceilalți cetățeni ai Republicii Moldova, care acum se află într-o dificultate de plată la credit ipotecar. Deci omul care, pentru care este prima casă, da? nu programul prima casă, omul care își ia prima locuință și a fost nevoit. Noi avem foarte mulți tineri, eu cunosc, inclusiv din Breasla dumneavoastră, care la un moment dat veniturile nu foarte mari, dar el a calculat că dacă ia un apartament micuț până în 50 de metri pătrați, cu un credit ipotecar, el îl poate lua. Și tineri care s-au lansat în acest proces în ultimii vreo 2-3 ani de zile, noi acum, dacă noi vom sprijini, riscăm să-i avem în stradă la propriu. Și n-am vrut să o zic, dar... O să spun. N-a să ajungă la asta. Da, spuneți. Sper că n-a să ajungă la asta. Dar eu aici vă spun un lucru. 70% din toată bogăția cetățenilor în Moldova și în toată lumea sunt imobile. Deci toți cetățenii Republicii Moldova au, printre altele, vreo 45 de miliarde de dolari toată proprietatea noastră, și dintre care imobile peste 30. Și vreau, pentru că nu avem timp pentru concluzii, înșoptește producătorul emisiunii, vă mulțumesc mult pentru participarea la emisiune. Cu siguranță, pentru prima casă trebuie emisiune detaliată. Urmează să vedem cum va interveni Ministerul Economiei, Guvernul, cu ce soluții vor veni. Și, cu siguranță, un subiect la fel de interesant este și absorpția, domnul Petkov spune, că lichidarea. Vă invităm mâine la 11 la sediul platformei, va fi o conferință de presă. Da, fără invitații, da. Eu vă mulțumesc mult pentru participarea la emisiune, iar noi, doamnelor și domnilor, ne revedem vineri, ca de obicei.